începe. Începem prin aprobarea și dacă suntem de acord cu cele două procese verbale de la ședința extraordinară din 19-a și procesul verbal a ședinței ordinare din data de 28-a. A citit procesele verbale, trebuie să spunem dacă suntem de acord cu ele. Cine e pentru și cine e pentru? Nu, nu. Sunt discuții. Dacă sunt discuții, nu e ca da. La care putem referă? 19? Da, la din 19-a. 19-a. Bună ziua, domnule. Doamna secretară, vă rog la procesele verbale. Când un consilier întârzie să mă dați oară la care e venit, mi-am dat că sunt așa de prima. Este că nu se știe cu aia la ce proiect a fost sau la ce proiect nu a fost, să ne apară discuții. Al doilea punct, când se depun hârtie în timpul ședinților, cum ar fi, cum a venit domnul Golde, și depus niște hârtie, dumneavoastră ați făcut doar referire că el a depus hârtie. Deci am să le anexați la procesul verbal, pentru că acele hârtie fac parte din faceți referire la ele, fac parte integrantă din procesul verbal. Pentru că după aia se uită, că dacă nu sunt în procesul verbal, nu se știe ce sunt. Ori le pun niște anexați. Și la materialul de ședință, da. Să știți că, dacă îmi dați voie să vedem președinte, materialul pe care l-a multiplicat domnul Gold și l-a prezentat dumneavoastră, n-am avut la mapă și oricum îl prezentam și noi. Dacă dumneavoastră a dorit suplimentar să vă aduc la cunoștință dumneavoastră să aveți fiecare un material, noi vă anunțat dumneavoastră, dar să știți că nu. Da, dar nu-i normal să îl prezint în timpul ședinței. Da. Deci el a venit în timpul ședinței și n-a dat hârtii. Noi l-am avut la mapă. Noi nu le-am avut. Dar e bine, e un punct de vedere bun și pe viitorul nu mai vină cu. Dacă nu-i prezentat înainte de termenul în care se prezintă materialele genitive, nu mai... Noi l-am avut și cu rezoluție pe el și cu data înregistrării. L-am avut exact, da. Evident, dacă mai vin materiale de genul, dacă nu sunt înregistrate la secretarul primarului, dăm deoparte, nu ne... Mai este... interesant. O greșeală ceva? Nu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Da. Atât? Nu. Să punem la vot procesul liberal. Încă o chestie. Deci, când am discutat, mă scuzați, când am discutat procesul ăla prin răscumpărare și după aia au fost discuții, prin răscumpărare, nu știu care, vă rog să treceți și cum a fost variantă, ultima variantă din... Adică... Ultima variantă a fost aia care a fost propusă. Ultima variantă a fost cu angajarea unui apărător. Nu asta. Da, am înțeles ce a spus. Nu, procesul verbal. Da, nu. Când... Talarul a spus așa, că dacă au fost atunci... Noi am aplicat pe o hotărâre de hotărâre, un proiect de hotărâre. Acest proiect a suferit modificare în timpul ședinței. În PV, da. Da? Adică să trecem în varianta finală cum a fost, ca să... Bun, observația. Păi și avem varianta forma inițială care a fost propus pentru... Domnul Talar spune așa, că există forma inițială și să inserăm înainte de aprobare textul. Cu insera, da, în procesul verbal, acolo, da. O vedem după ce am aprobat. Forma inițială este, da? După aia a fost modificată. Modificarea vrea să fie așa. E, dar în context nu apare modificări. Da, da, apare, apare. Da, am notat. Proiectul de hotărâre a fost semnat în forma aprobată. Da. Păi da. Și mai e bun. Bun. Era vorba de chestia aia, cum l-aș susi și a se lua... Nu. Era vorba urmat un singur articol. Deci, de fapt, din proiectul de hotărâre, din proiectul de hotărâre respectiv, au rămas, erau mai multe variante. Era răspundare. Și am rămas doar cu angajarea unui apărător care să ne... Să punem la vot cele două procese. Sau asistență juridică, ceva de fel. Cine-i pentru? S-abține cineva? Abține împotrivă? Nu, dar s-abține.
Și la fel de unul. Domnul președinte, vine invitat în sală. Da. Dacă sunt invitat, vă rog frumos să prezinte, Gerard! Bravo! Și dacă, deci, dacă aveți vreo doreanță de a... Dacă aveți vreo problemă și vreo... Eu nu mă mai prezint că mă cunoaște trumpe. Da, puteți să vă spuneți. Am uitat, stai, am uitat... Am uitat să spun condolianțe pentru soartă, am uitat. Atât am vrut. Deci ședința e registrată și video și audio și ar trebui să vă spuneți. Da, domnul Cavară. Da, domnul Cavară. Vă rog, vă spuneți cum vă rugiți, domnul Chelaru. Și am notat deja, da. Stau unde? Cavalerul e nidul. Dar nu știe cum mă avea, cum gândesc el. Să spuneți că să vă registreze tovarșul. Asta e procedura asta. Dau citire convocatorului. Așa. Deci, nouă primare trebuie să fie, ce spune, având în vedere prevederile din articolul 39, alineatul 1 din legea 215-2001, privind administrația publică locală republicată cu modificări și completări ulterioare și dispoziția primară Comunei Mărului de Tețu Bacă, numărul 7 din 203-2018, convocăm. Ședința ordinară a Consiliului Local Mărului, în data 29-3-2018, ora 16, la sediul primăriei Comunei Mărului de Tețu Bacă, cu următoarea ordine de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâri pentru aprobarea studiei din Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău a orașului Comănești. Inițiator primar Costa Șurdaș. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâri privind modificarea și completarea domeniului public al Comunei Mărului Bacău. Inițiator primar Costa Șurdaș. Proiect de hotărâri privind reorganizarea Comisiei de validare a Consiliului Local Agone Măgura, prevăzut la articolul 1, HR 28-25-6-2016, privind alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local a Comunei Măgura. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâri privind validarea sau invalidarea mandatului de Consiliul Local a Comunei Măgura al domnului Radu Neru, membru PSRO, pe locul devenit vacant. Inițiator primar Costa Șudac. Cine este pentru ordinea de zi? La punctul 4 avem un proiect de hotărâri în care putem primi sau nu putem primi un coleg consilier local. La punctul 4. Aș propune să trecem acest proiect primul pe ordinea de zi. S-a întâmplat și cu mine când am fost validat consilier local. Dacă știți, am fost ulterior. Nu se poate un coleg. Prima dată trebuie completat comisia de validare. Perfect. Atunci trecem mai azi. Eu am trece în 3. Începe cu proiectul numărul 3? Deci eu nu înțeleg care... Păi nu, poate ca să aibă și dreptul lui drept de vot. Cel puțin pe mine așa m-a trecut atunci când am fost votat pentru prima dată în ședință. Am fost votat proiectul. Probabil votat așa chiar nu e pus cu oarecare intenție. Trebuie să depună jurământul, domnul. Trebuie să depună jurământul. După aia poate să voteze. Nu poate să voteze. Nu poate să voteze în momentul în care este exact. Dau colegiul consilierilor o știre din deșteptarea în care Comăneștiul și-a cam rezolvat problema cu Alisu și nu știu dacă mai are rost proiectul de hotărâri. Am spus să fim informați. Domnul Delic, avem o decizie pe care vă rog să o respectați. Adică dumneavoastră, nu știu, dacă nu luăm după deșteptare. Avem o solicitare din partea Alisului, este scrisă. Datorii aveți să nu fie ordinea de zi. Am pus-o o dezbatere cu Consiliul Local, nu știu ce face deșteptarea. Deșteptarea bunii cu ascult, domnule, erau informații în față. Cineva s-a jucat la puterea ordinea de zi. Deci eu chiar nu... Mai sunt discuții asupra ordinea de zi? Cine este pentru ordinea de zi? Vă rugăm, votați. S-a abținut cineva? Nu, trei starul s-a abținut. Nu s-a abținut. Deci pentru urmă, prezintele mori. Trecem la ordinea de zi. Așa, punctul de ordinea de zi. Proiect de hotărâri pentru aprobarea studiului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. Da?
un inițiator. Dacă vreți să-mi spuneți câteva cuvinte, mai putea și comisie, dar... Domnul președinte. La Bacu și... Dacă vrea, domnul meu, decât ceva zice vreau, după aia dacă să-mi spuneți. Eu ce să zic, facem parte de toți în asociația intercomunitară sau dotație Bacu, orice hotărâre se ia cu... La orice hotărâri se ia în această asociație, ne se cere și nouă cu vedere, respectiv luarea unor hotărâri pe plan local. E membru asociației. E membru asociației, sigur. Am adus în fața dumneavoastră un proiect de hotărâri care vizează excluderea din adisa orașului Comănești. Nu știu, acum știți cum e că vorba aia, ne naștem împreună și morim pe nu știu. Asociația cred că ar trebui mai degrabă să analizeze mai în profund aspectele pe plan local. Și se ia niște vieții din sensul ăsta, că de oricum rămâne să vă exprimați dumneavoastră pe vot și hotărâri pe vot. Domnul Chitic, dacă... Cine sunt scrii la discuție? Domnul Chitic? Da. Domnul Trăistaru? Mai sunt? Domnul Chitic, vă rog. Domnul președinte, vreau să aduc la cunoștința colegilor și domnul Berușcu, care văd că s-a... Eu apreciez efortul de că s-a informat și ne-a... făcut un pic de lumină în problema asta. Votul consilierilor este pur consultativ. Dacă cei de la Comănești îți rezolvă problemele, să fiți convinși că prea puțin contează ce votăm noi astăzi aici. Dacă ei rezolvă problemele în ceea ce privește respectarea clauzelor contractuale, vor rămâne bine mersi în asociație. Dacă nu, nu. Atât am avut. Da, mulțumim. Două, trei, stară. Da. Deci, domnule, eu am studiat proiectul de hotărâre. Observ că au trimis și primăria Comănești o adresă către unitățile administrative teritoriale în care vor să arate că ei și-au îndeplinit criteriile pe care au avut conform aderării la ADIS. Și atunci consider că nu informațiile din presă ar putea să fie cele reale, și noi, ca Consiliul Local, nu cred că avem puterea de a intra peste o altă unitate administrativ-teritorială decât să căutăm dacă suntem într-adevăr informați real despre ce, despre discuții sau probleme pe care le are primăria respectivă față de ADIS sau față de orice altă formă în care sunt înscriși. Deci, dacă ei spun că s-au achitat și atunci nu cred că este datoria noastră să ne vădăm peste o altă adresa, adresa asociației, ADIS, care a fost prinsă la mesaj. Dacă aș citit, eu zic că spune clar, destul de clar aici ce se întâmplă și de ce sunt recomandați să discuteți. Nu cred că trebuie să vădă lumea. Suntem membri asociați, vrea să sunteți. Juni, vă rămas un trebuie să reprezentăm pe la ADIS? Reprezentăm. Hai, domnul Brăzări. Deci ei au metriatizat în foarte obiectiv și clar. Oamenii au spus că nu vor ca să plătească la persoană, ci la fel. Deci asta au fost discuții și anterior și înainte. Atunci noi trebuie ca să gândim. Dacă oamenii au cerut ceva care ar fi bine pentru comunitate, nu înseamnă că noi putem ca să intervenim și să facem altceva decât ceea ce vrea comunitatea pe teritoriul sau pe raza localității respective de unde aparțin. Da. La adresă știi clar, eu zic după părerea mea că știi clar și recomandarea asociației este de a fi exclus din asociație, pentru că sunt mai multe puncte enumerate aici, așa că le-am încălcat cei de la Consiliul Local Comunist. Da. Supune-l la vă. Mai sunt discuții? Da, da. Două tala. Deci, eu zic că, bineînțeles că nu trebuie să luăm orice chestie la TV sau nu știu, dar eu cred că în acest aspect să ziarul deșteptare este un ziar serios singurul care nu cred că ești permis să bagi niște vorbe pe, cum a spus directorul ADIS Bacu. A zis Bacov, Bogdan Setu, a spus, confirma faptul că cele trei hotărâri ale Consiliului Local Comănești aproape toate prevederile, deci aprobă toate prevederile stabilite de contract, ceea ce le adiționează. Problema e că în acest moment 50% din unitățile
administrativ-teritoriale care fac parte din ADIS au aprobat deja excluderea orașului Cumănești din asociație. Adică votul nostru nu este consultativ. Votul nostru este hotărător. Nu este consultativ. Deci, motiv pentru care eu zic să amânăm acest proiect până stabilesc ei, adică, noi prin votul dat astăzi cred că ne exprimăm punctul de vedere privind statutul orașului Cumănești în asociație. Ca și membru asociat. Pentru a fi adoptată decizii de excludere, e nevoie, ca 50 plus 1 din cei prezenți să voteze pentru. Asta înseamnă votul a 33 de membri. Deci, noi putem și noi să fim în aceeași situație. Și pe aia, eu cred că aici, noi nu suntem procurori sau nu știu care. Eu cred că trebuie să... Întrebați că nu ne putem acțiune. Domnul Crescă, extraordinar. De ce nu ne putem acțiune? Nu știu dacă sunt, dar ce spune clar, dacă sunt pentru sau împotriv. Dacă ne acțiune, înseamnă că suntem împotriv. E aceeași situație. Deci nu trece proiectul. Și să ia ca atare ca respins proiectul și înseamnă că suntem împotriv. Domnule președinte, doamna secretar, stimați colegi, cunosc foarte bine speța și știu că în Cumănești Ecovalea Muntelui face ce nu face foarte multe județe din țară, adică colectează selectiv, reciclează și una dintre cele mai performante stații pe care le-am, cu care m-am întâlnit. Prin urmare, eu o să mă abțin de la proiectul de hotărâre și acum fiecare rămâne la latitudinea fiecăruia de a decide soarta orașului Cumănești. Eu o să mă abțin din principiu, pentru că e un proiect făcut înaintea celulei 1 de municipiului Bacău. E un proiect foarte bine făcut, care chiar își face treaba și, prin urmare, o să mă abțin. Eu nu am terminat. Doamna. Aș spune trebuie de să vorbească și domnul. Decizia de excludere a orașului Cumănești din ADIS, tot domnul Setu spune, aparține AGA. Iar membrii AGA se vor reuni la mijlocul săptămânii viitoare. Hai să ne așteptăm la mijlocul săptămânii viitoare să vedem ce spune aia, ce trebuie eu să... Eu, dacă omul a acceptat toate condițiile, o să mai ierte Dumnezeu. Domnul președinte. Deci, domnul Talas spune că decizia aparține AGA, dar nu a decizit și din cauzul de vedere referitor la excluderea, pentru că se întâmplă acolo. Dar noi avem același statut ca și OAT Cumănești. Astăzi s-a creat precedentul, OAT Cumănești. Nu vrea să se plieze pentru că are situația pe care mi-a prezentat-o domnul Bogdan. El încă mai prezentă la cei de la Valea Muntelui, de șef. Eu mă abțin. În a fi exclus, poate, Cumănești. De ce nu poate? Da, la vom proiecti. E treia oară că suntem pus, mă scuzați, veți? Da. E treia oară că suntem pus într-o postură de genul ăsta. După cum știți, orașul Moinești și orașul Dărmănești au fost excluși din ADIS. În momentul de față nu mai fac parte din ADIS, nu? Nici nu au fost repriviți, nici nu-i cazul. Da, nu au respectat niște reguli. Într-o asociație sunt puse niște reguli, sunt niște obligații, niște... Da, bine, săptămâna viitoare ar putea să fie și rândul măgurii să fie în acel... Dacă nu respectă regula în care... Da, dar ce trebuie să facem în care... Spune, nu? În adresa celor de la ADIS, spune clar că Cumăneștiul nu respecta regula care trebuia să o facă. Știți de ce nu respecta regula, domnul președinte? Pentru că nu am vrut să pună bani la bugetul local. De exemplu, noi Comuna Măgura, am pus 500 de milioane de lei anul trecut, 50 de lei. Da, am pus nimic, domnul. Cum n-am pus? Da, am pus, te rog frumos. Hai să punem la aici mai departe. Domnul primar, dar în ședința de consiliu, într-o ședință de consiliu local, în care am discutat de cheltuieli, s-a vrut... Dar să vorbești, da? Eu am simit documental la următoarea ședință și am spărut.
Bun. Am înțeles. Astea ce discutăm noi în curtea noastră, strict în plăzbuite, discutăm noi, nu facem. Mai sunt discuții? Lucic. Lucic. Supunem la vă proiectul. Și din pentru? 1, 2, 3. Da, sunt. 1, 2, 3. Cine-i împotrivă? Asta mă apuc de scris. Da. Deci aici e acceptată, da? Da. Cine s-a abținut? Deci împotriva a fost domnul Puiu, domnul Munteanu și domnul Trăistaru, da? Domnul Trăistaru. S-a abținut domnul? Abține. Dezdelescu, Preia, Vența, Cercină. Stai, stai, ușor. Dezdelescu. Vența, Cercină. Domnul Nițe și domnul Tala. Da, domnul Radu. Păi patru au fost pentru. Așa, păi ziceți că eu făceam calculul acum. Păi se este unul la cum să punem cu contra. Asta înseamnă, asta înseamnă organizația, disciplină. Domnul Brânză, 14. Deci, dat-o un pic așa. Hai să vedem să iasă până la urmă. Haideți ca să nu vorbim, că după aceea să facem. Vă rog frumos ca să precizăm votul, da? 4 pentru, 3 împotrivă și 1, 2, 3, 4, 5, 7 abține, da? Prin urmare va fi un hotărâri de respingere a proiectului de hotărâri. Da. Deci proiectul nostru. Voturile astea. Și nu era mai bine de la mână? Votăm în conștiință de cauză, să vedem dacă o respectați. Am aprobat ordinea de zi. Trebuia pus în discuții. Trebuia votat. Dacă era de la început, îl aprobam fără ordinea de zi, n-aveam cum să o scoatem. Nu mai se lămură după ce am aprobat ordinea. Exact. Bate-l-o. Deci, la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al Comunei Mărgura. Este un proiect de hotărâre care vizează introducerea în domeniul public a unor suprafețe de teren, a unor obiective pe care le avem pe teritoriul Comunei Măgura și care nu au fost evidențiate în inventarul domeniului public sau privat al Comunei. Și anul trecut am mai făcut astfel de, hotărâri prin care am trecut în domeniul public astfel de obiective. Continuăm, avem și sume prinse în buget pentru așa ceva, pentru identificarea și intabularea suprafețelor respective, care, pe care le vom putea folosi în, desfășurarea diferitelor proiecte pe care le vom dori noi să le, punem în, aplicare în următoarea perioadă. Deci e vorba de Casa de Apă, nu? Da, nu sunt intabulate, nu sunt evidențiate, deci nu sunt intabulate. Și bine să le avem terenuri, obiective care nu sunt, bine, să aici aveți terenul de la, trenul de la Șipodie. Exact. Noi nu avem prins în inventarul domeniului public. Urmează să intabulăm. Urmează să intabulăm. În inventarul serviciului de apă erau? În inventarul serviciului de apă erau? Sunt prinse ca obiective. Sunt prinse. Tocmai asta vrem să, facem. Să punem o regulă clară acolo. Adică când ai un obiectiv, să-l ai intabulat. Cu cote, cu perimetru, cu drojul. Ai obiectivul meu. Atâta terenare, clădirea, atâta suprafață, efectiv, ce denumire are, cum îl cheamă și ce, deservește. Pentru că nu avem o situație clară. Și bine, pas cu pas așa, să le aducem la, zi. Asta dacă se discuții, domnul Talal, uitați-le de la cineva. Mai știi cineva la cuvânt? Domnul Talal, vă rog. Domnul primar, apreciez faptul că puneți și încercați să faceți și ordine în domeniul public. L-am rugat din număr de ori să băgam și pe întâlnire din dealul mare în domeniul public. Știu, și ați promis că o să ne prindeți. Asta, deci, nu, asta nu înseamnă că nu vom lua. Un pic. Asta nu înseamnă că nu, vom duce la ceea ce s-a propus anterior. Asta e documentația pe care o avem deja gata, făcută, măsurătoare de documente. În următoarea perioadă să abordăm și subiectul ăsta cu fântânii, cum ați propus dumneavoastră. Astea s-au făcut din, Mărgurișor, dar am avut atâtea proiecte pe ordine, știți că am avut 14 în luna februarie. Deci n-am mai avut
unde să le punem pe ordine. Nu le-am mai pus pe ordine de zi, pentru că nu erau chiar atât de urgente față de cele pe care le-am avut și pe care le-a supus aprobării și atenției dumneavoastră. De pentru care am tot amânat. Urmează în următoarea, în următor interval de timp, așa, să luăm și... Și chiar vă rog să mai identificați câteva fântâni care credeți dumneavoastră că nu le putem introduce pe toate. Vă bucură schimbarea dumneavoastră de atitudine în privința acestui subiect al fântânilor. Da. Dar în ședința, acum cred că vreo 6 luni când am venit, da, în ședință cu fotografia cu fântâna din dealul mare, chiar m-ați luat la mișto puțin. Dar mă bucur atitudinea dumneavoastră. Dar să știi că nu e o, Lucian, nu e o practică curentă. Adică nu am mai auzit să fie fântâni. Dar dacă se dorește să introduce fântânile astea în domeniul public, nu e rău. Deși ele, de ce se ferește toată lumea să ne introducă în domeniul public? Pentru că nu știu cât e de potabil apa, nu mai posibilitatea să o tratezi. Aia e problema. Introdus în domeniul public, îți asumi și responsabilitatea potabilității apei din fântână de acolo. Adică, mai eu trebuie de să ne asumăm față de cetățenii comunii Băgura, trebuie să ne asumăm. Nu știu, dacă se întâmplă ceva cu accident... E public, a cui, a primării. Vorba de... Asta e ideea, da, 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 nu diferit ce o spune. Aveți foarte mari, cum se pare, da, aveți vorba și de Ciușneau din Crihan, care a fost introdus în domeniul public, da, și a fost prins, da, da, să fie investiții, da, da, nu? Adică dacă în Crihan se poate, da, se poate și în dealul mare. Domnul președinte, da, este totul altceva. E o cișmea care curge permanent, are un debit acolo, urmează să o modernizăm, am prins și bănuța. Acum mă gândesc acolo, pentru că este apă curgătoare. Să-i putem amplasa și o baterie de ultraviolete, care ajută maxim, cel puțin, la ieșire. Bateria de ultra... Da. E o stație omologată, e cu o baterie și gata, e rezolvat. Dragule, eu cișmea până la urmă, nu e un sistem public. Fiind în domeniul public, eu cred că cel mai corect ar trebui, nu neapărat, nu mă gândesc. Faptul că nu se poate asuma oameni pentru tot ce poți cu țeava aia. Se poate infecta și neapărat dacă nu este ca și bucătării. 2 secunde, 2 secunde. Trebuie să menționa faptul frumos clar acolo, așa că e apă nepotabilă și... Exact. Noi putem începe apă de acolo și toate funcțiunile sunt scrise. Putem interveni doar la faptul să investim în ele, doar să ne întreținem, să nu se deterioreze. Dar vis-a-vis de potabilitatea apei, aici nu ne putem zice, nu ne putem asupra răspunderea. Era domnul Chitru. Eu așa știu, ca să vorbește, să spui la cuvânt, îmi cer scuze dacă îmi cauți. Deci era după dumneavoastră, domnul Chitru, și nu știu. Domnul primar, vreau să țineți cont de următorul aspect. Cred că 90% din situații, fântânile nu sunt pe domeniul public. 90% nu aveți dreptate. 90% din situații, fântânile sunt pe terenul cuiva. Da. Atât, mulțumesc. Avem pasta de dealul mare, într-adevăr, pe domeniul public, dar cișmeaua pe domeniul public. Și proprietatea cuiva. Nu, da, nu, da, nu, da. Ia ca fântână. Sigur, da. E problemă, ce te însemnă? Domnul Taral? Cișmeaua la Crean e pe domeniul public. Da, acum unde nu-i pe... Domnul președinte. E pe domeniul public. Domnul, haideți frumos. Vă rog, haideți. Domnul Taral, vă rog. Da. Acum o lună am luat copil de Cioșmeaua de acolo și pot să vă duc în tăpitul Mântești și la Dinești și am luat DSF. Am vrut pentru mine să văd dacă această apă este potabilă sau nu. Să zic că nu tocmai e bună. E, situația este, adică, Cioșmeaua nu este mai... apa de acolo nu este mai bună decât... Mai potabilă, nu știu. În comună, mă vreau, conform... Îmi dați voie, vă rog să nu interveniți când vorbesc, da? Domnul, vă rog frumos. Da. În comună, Măgura, situația există, situația apei este o situație specială. Legea apei este o lege specială. Noi avem deficit în apă și îți foarte bine. De asta putem să facem analize sau să facem, nu știu, din săptămânal, aștept la DSP, sunt obligați să asigură să facă analize, să spună, doamne, asta este apă, e bună pentru animale sau nu e bună pentru animale, e bună pentru spălați sau nu e bună. Dar acele fântâni trebuie să băgate în domeniul public, acele fântâni care sunt pe domeniul public și care sunt, nu pot să mă duc să oblig omul care are fântână în curte să o trec acolo. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Tavă. Știți unii diferența între apa curdătoare de la Cișmeaua, de la Crihan,
nu stă, nu este stocată nicăieri, apa în fântână stă. Diferența este și pe alt considerent. Apa aia vine de undeva din versantul din spate. Nu are pe lângă ea WC-uri sau fosii fără fund, așa cum se întâmplă. Deci dacă luăm dintr-o fântână din mijlocul satului, veți rămâne surprins ce încărcător microbian are. Pentru că Gheorghiță nu-și face fund la WC-ul, Cutăricul nu-și face aia. Ca să putem lua probii la fiecare, de asta e în domeniul public, facem nu sunt de acord să și spunem, dar nu o putem prinde astăzi. Va trebui să-i facem o documentație, să vedem și probabil pentru ce înțeleg. Domnul Tălăr, eu pompa aia, că și acolo îți răspund că și urmea. Și n-am nimic. Domnul Cavaliero, haideți, vă rog frumos. Nu, dar cum spun, dar vorbim după ce termin să fie. Haideți să facem acolo, acum mai sunt discuții. Când la un proiect, pe ordinea de zi, vă rog, cine este pentru? Trebuie să obținem loc. Deci 14 pe 1. Trecem la punctul 3 de ordinea de zi. Proiect de hotărâri privind reorganizarea Comisiei de Validare a Consiliului Local al Comunei Măgă, prevăzut în articolul 1 HR 28-25-6-2016, privind alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local al Comunei Măgă. Da. Domnul președinte. E vorba de modificarea... Vă rog, domnul Chiric. Domnul primar, doamna secretară, având în vedere că în Comisia de Validare a fost domnul Andone... Dar am ajuns la propunere, vreau să prezentă... Păi nu, 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 despre asta vorbim, păi, nu? Da. Eu nu fac propunere. Eu nu fac propunere. Deci atât vreau să vă precizez că noi așa am stabilit, chiar dacă neoficial, să avem de la fiecare formațiune politică. Atât. Nu fac propunere. Nu, eu vreau doar să prezint mai departe proiectul, spun că în baza legii administrației publice locale, la constituirea Consiliului Local, să alege o comisie de validare care funcționează pe întreaga durată a mandatului de 4 ani de zile. Okay. Având în vedere că domnul Andoni Guță Gigi a demisionat și a fost înlocuit de domnul Berușcă, se impune să luăm o hotărâre de completare a comisiei de validare astăzi, de pentru care am făcut acest proiect de hotărâre. Pentru că nici măcar nu ar fi putut lua hotărârea de validare a următorului consilier, pentru că nu am fi avut complet această hotărâre. De pentru care supun aprobării dumneavoastră acest proiect de hotărâre și discuții, bineînțeles. Rămâne să discutați. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului și faceți propuneri vis-a-vis de... Propuneri pentru al cincilea membru în comisia respectivă. Da. Domnul Tala. Eu vă spun, domnul Itic. Având în vedere că atunci la constituirea Consiliului Local, vă rog, vă face să vorbim. Hai, domnul, vorbiți pe noi, mare. Avem în vedere că la constituirea am stabilit că fiecare partid să aibă un reprezentant comisiei de validare. Eu îl propun pe domnul Berușcă să fie, că e normal. Este o propunere. Mai sunt propuneri? Domnul Buiu? Aceeași situație, ca urmare intervenție domnului Chitic, eu propun pe domnul Bența. Cine mai propune? Domnul are reprezentant în comisie. Mai sunt propune? Supunem la voce de două propune? Da. Da. Cine, cine este pentru prima propunere, domnul Boierușcă, să facă parte din această comisie? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce ați venit să încă? Vorbești pe care de primul. Nu-i niciun problem. Vedeți că se revisează. Și-a dat niciun problem. Nu-i dat niciun problem. Vreau să dau declarații. Nu-i dat. Care-i problem? Domnul Bența. Cine este pentru a doua propunere din completarea membrului comisiei? 6, 7. Și trebuie să fie o abținere, nu? Nu. Domnul Bența nici o suroi n-a mâncat, nici cura nu-i mâncat. Deci... Nu este unul. Nu, din 14 s-a abținut. Nu știa. Să iasă 14. 7 pentru 6 partea. Mai am în notură. Domnul Bența face parte din comisia de validare. E propunerea. Nu, e propunerea. Se poate propune.
Și are, și are majoritatea, nu? Da. Da. Domnul Veța e minimembru. Să se pune la vot proiectul de hotărâre. Deci am, s-au votat propunerile, vă rog, votați proiectul de hotărâre. S-a completat votul de consilier și acum votăm proiectul de hotărâre. Cine e pentru proiectul de hotărâre? Eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci 10 pentru un pic, să-mi iau să număr. Abține? Abține. Împotrivă. Stați, am întrebat abține. Domnul Vența, domnul Niță, pardon, o abținere, domnul Niță. Împotrivă? Domnul Veruș, 3 împotrivă, da? Acum comisia trebuie să-și facă doamna vizavidie, nu? Păi dacă am stabilit-o, nu, trebuie stabilit-o. Nu, nu, am și o întrebare, dacă nu vă supărați. Eu cum am fost numit, când am fost numit consilier? Cum am fost validat? Nu ai fost validat? Da. E o întrebare bună. Da, o întrebare imediată. Eu când am fost numit, da? Da? Sincer, deci eu am fost numit consilier ulterior, nu? Da. Bun. Cine m-a validat? Comisia. Care comisie? Aceeași. Era în grație atunci. Am înțeles. Vedeți? Deci m-a ocupat primar, dar nu e nicio problemă. Domnul Beruș. Da, nu am înțeles. Doamna secretară aici. Nu e nicio problemă, mai e un parte. Mă sperau că această comisie poate funcționa și poate fi complet în lucrurile. Dar nu știu cum să fie. Deci, o plecat domnul Beruș. Domnul dar nu mi-am pus niciodată problema asta, nu știu dacă sunt obligat, eu să citesc procesul pe care eu nu m-am gândit. Domnul Talat, nu m-am gândit nicio clipă la speța care a ridicat cu domnul Veruș, că nu pot să visez ce-a fost în urmă. Dacă e nevoie, eu dau fondul ăsta, cotizați înapoi, că e Eu bănuiesc. Păi, domnul Antonie făcea parte din ea, exact. Nu, domnul Antonie nici nu s-a prezentat, măcar. Niciodată. Dar nu a fost într-o comisie. Eu am făcut parte din comisie și n-am fost pus. Să validez mandatul domnului. Și nu am fost parte din comisie. S-a luat act de hârtie trimis la partid, la ALDE, că se retrage, și nu asta știți foarte bine, că se retrage domnul Antonie și... Domnul acum ați găsit o metodă de a face, de a face o comisie și a reorganiza comisia ca să puteți să trageți o palmă domnul Talas, înțelegeți? Dacă vă uitați, haideți să ne înțelegem. Dacă vă uitați în legea 215, spune că comisia... Urmează al patrulea proiect de hotărâri. Comisia dacă funcționează, domnul Beruș, numai de lor primar. Dacă duceți lucrurile cum ascultez dumneavoastră, greșiți, domnul, greșiți. Există legea administrației publice locale care stipulează pe un arminist cu domnul Talan și vreți spune nici cu dumneavoastră. Vom vedea peste 10 luni. Nu am nicio problemă cu așa ceva. Doar că ea trebuie să fie completată. Dumneavoastră ați hotărât la începutul mandatului, trebuie să fie din 5. Noi suntem din 4 acum. N-am pentru că dumneavoastră și ceilalți. Bun, atunci am văzut noi. Dar trebuie să fie completată. Unde e problema? Chiar noi. Dar cum de s-a completat chiar astăzi? Pentru că avem situația lui domnul Ramos. Păi aceea situație am fost și eu. Dar e recomandare, pentru că a fost întrebat autoritatea electorală și autoritatea electorală și spune, comisia de validare a deciziei. Nu luați în plan personal că cineva are ceva cu cineva. Haideți să facem lucruri legal, cum scrie la carte, cum trebuie, la lege. Dar de ce nu luăm? Trebuia să fie mai răspunșat. Păi nu știu, să o întrebăm pe doamna secretară, Matei, că sunt multe din întrebări la dumneavoastră acolo, probabil, de ce și cum. Deci nu s-a completat comisia asta mai din modă. Era completat în momentul când l-au apărut. Atunci, în momentul când l-au apărut, pentru că n-au fost situații de genul ăsta. Domnul viceprimar a făcut referiri la comisia de validare, după aia asociitul sus nu asta comisia, de fapt, de numărare. Domnul, în aceeași situație, vorbim din validarea, din validarea comisiei, nu e consilier. Lăsați că știu foarte bine ce vorbim. Nu, eu vă spun sincer, dumneavoastră, urcați, mi-ați mai spus lucrul ăsta. Haideți să ne înțelegem un pic. Domnul Bogdan Preșca atunci a contestat, a spus că eu sunt candidat la, ca viceprimar și n-am voie să fac, n-am voie să fac parte, există procesul verbal. De comisie așa și a fost
Era vorba de comisie de validare. Nu, să nu. E comisia de numărare a voturilor. Nu mai spuneți așa ceva. Faceți o confuzie. Nu fac. Dumneavoastră ați spus. Haideți să încheiem și... Nu mă credeți. Trecem la punctul 4. La 24. Mergi și mai citești. Da, cu validarea, cu comisia de validare, chiar nu... Și acum... Așa, păi da... Cineva are impresia că are cineva cu cineva, nu are nicio problemă. Deci comisia de validare se alege din toată durata mandatului. Păi dar nu mai avem un membru drag. Membru din Păruș trebuie completat. Nu mai avem nici când a fost domnul Păruș care a ales. Atunci am ales situații care nu-i la locuit. Bun, atenție. Ca să fim în legalitate, să fim completat comisia. La începutul mandatului noi am hotărât că va fi din 5. Avem 4. Trebuie să o completăm, să avem 5 membri. Și am completat toată cea de primar, când am rămas în 4. De ce n-am completat? Că nu mai trebuie acum... Să știți că este obligația primarului să cunoască legea domnului, că ați fost inițiator și mai... Trebuie completat, mai avem subiect discuția acum pe primarului. Ia uitați, la articolul 31. Alinea 2 scrie, pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis între membrii, vă rog domnul Beruș, haide să ne înțelegem. Dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 35 consilieri. Exact. Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune consiliul local validarea sau invalidarea mandatelor. Și când, e așa de complicat, și nu când a fost, când a fost alegerea viceprimarului, domnul... Dar nu are legătură. Domnul viceprimar era consilier, domnule. Nu. Are legătură. Pentru că domnul Cleșcă a zis că eu sunt consilier în comisie de validare și... Nu e adevărat. Nu. Știți ce confundați dumneavoastră? Erați candidat și nu era firesc să faceți parte din comisia de numărare. Nu. Dar nici nu a fost comisie de numărare. Cum să nu? Nu a fost o comisie. Nu este adevărat. De la fiecare partid o partid. Haideți să vă mai citesc o dată, poate ne iluminăm și rămânim. Comisia de validare, atenție, examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier, nu viceprimar. Fiecare consilier. Dumnealui era consilier la vremea. Și propune consiliul local validarea sau invalidarea mandatului. Pentru că era strângă legea atunci, pentru că ați crezut că, de fapt, comisia de validare ea... Domnul Talat, dar dumneavoastră țin minte că ați contestat hotărârea aia la contencios, la prefectură. Și ați primit un răspuns. Acum chiar nu știu ce să vă mai spun. Da, am primit un răspuns și trebuie să merg mai departe. Ați primit un răspuns care vă spunea că nu e tot una cu comisia de validare. Cred. Este foarte adevărat ce spun. Păi nu-i totul la comisia de validare, dar nu știu de ce trebuie să vă supărați dumneavoastră acum. Păi mă supăr pentru că faceți jocuri așa ascunse. Dar cine face jocuri ascunse că-s la față? Adică avem nevoie de completarea comisiei de validare. Și mâine au zis domnul primar. Haideți. Logicul normal era ca să facă partea aceeași formațiunii. Care au rămas, care au lăsat locul liber. Așa e, pe părerea mea. Dacă voi ați hotărât să faceți... manevre de genul ăsta. Da, domnule, gata. Sunteți în legalitate, nu avem voie să discutăm, nu avem dreptul. Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi. Punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea, invalidarea mandatului Consiliului Local al Comunei Mândrea Domnul Radu Neamț. Membru PSR-ul, în locul devenit vacant. Bun. Acum avem comisia de validare. Care își va face treaba, că se retrage și face procesul verbal. Dacă cred că e dreptul nostru să discutăm înainte de a trece la lucru comisia. De a lua un lucru comisia, trebuie discutat ceea ce trebuie să hotărâm astea. E vorba de validarea. Vreau să prezint câteva aspecte. Nu e consiliul. Bun. Și părerea mea este că ar trebui să ținem cont clar de situația în care ne aflăm. Suntem un număr impar în membrii în Consiliu și se poate oricând ajunge la balotaj. Număr impar? Trebuie neapărat. Suntem un număr impar. Da. Trebuie să fim un număr impar. Pentru că așa spune legea. Trebuie să fim un număr impar de consilieri care nu se poate ajunge la balotaj. Și ar trebui să nu mai stăm în situația asta cu un număr par de consiliere. Trebuie să luăm o hotărâre clară și să fim de acord cu validarea, propun eu, ca să...
Dacă mai sunt alte discuții, domnul Chitic, spus înainte, vreau să vă rog. Vreau să prezint câteva aspecte pe care le-am auzit, chiar dacă nu oficial, dar sunt destul de dese. În primul rând, rog Comisia să țină cont de faptul că partidul ăsta PSD-OU încă funcționează. Nu există o hotărâre judecătorească definitivă prin care acest partid nu mai există. Ăsta un aspect. Al doilea aspect, văd că tot neoficial vă legați de faptul că domnul Nelu Radu are rezidență și un domiciliu. Specialiști în, nu mă opri, specialiști în, mă rog, activitatea juridică o să-mi dea dreptate să aplică principiul lucrului deja judecat. Atâta timp cât domnul Nelu Radu a fost validat de autoritatea electorală permanentă, cred că nu mai e cazul acum să dezgrupăm morții și să spunem că n-are domiciliu, are rezidență. Atât am avut dispus, domnul președinte. Nu, dar pe ce bază a făcut acest proiect, domnul primar, de hotărâri de validare sau invalidare? Păi și cum ar trebui să spunem? Nu, pe ce bază ați făcut? Dar ce vă numească? Baza solicitării dumneavoastră. Eu o retrag, domnul primar. Dar nu puteți să retrageți. Ce să mă retrag? Păi proiectul de hotărâri retrage inițiatorul, domnul. Bun, da, dar nu mai haideți să argumentați în hotărârea dumneavoastră, dacă tot ați deschis subiectul. Suntem în curtea noastră, aici discutăm. Eu vă spun eu, pentru că se fac jocuri mordare, ca să nu zic ascunse, pentru că noi aici în Consiliu sunt niște practici. Adică, la unul judecăm cu două cântare. Când a venit domnul Berușcă, nu a mai fost nicio problemă cu comisia de validare, când și dumneavoastră era așteptat atunci primar. Acum este o problemă, că nu... că trebuie comisia de validare. Corect, așa spune, trebuie o comisie de validare. Atunci am discutat să facă domnul Andoni parte din discutare, acum văd că nu mai... Domnul Andoni? Păi dumneavoastră nu mai este. Am înțeles că nu mai este. Trebuia să fie domnul Berușcă. Deci ați făcut Asta nu hotărăsc eu dumneavoastră, consiliul local luați decizii. Faceți propuneri, de aprobare. Dumneavoastră nu hotărăsc nimic, domnul primar, se pare. Păi eu nu mă pot băga în decizii dumneavoastră. Dar nu se poate, nu v-ați băga. Și chiar nu știu, sunteți așa revoltați. Astea sunt propuneri, în bama, eu cred că am trecut din proiectul ăla de hotărâri. Nu știu, presionați că am început să fie retras acest lucru. Eu sunt... Deci... Președintele... Nu, altceva. Știu ce să spun, dacă aveți răbdare. Dar dacă ești restrâns, poți să mai fie pus și data viitoare pe ordinea de zi, nu e restrâns pe vechi. Avem aici răspuns de la autoritatea electorală permanentă și de la prefectura Bacău, am solicitat lămuriri inițiatorului. Da, corect. V-am spus dumneavoastră, dar putea la altul. Când avem răspunsurile, luăm o decizie. L-am pus pe unele zi, mai mă dă ce le să fac. Dar n-am ce să fac mai mult. Eu nu pot să iau decizii. Doamna... Da, da. Ca să interpretăm cum vrem. Iar, aici a spus din punct de vedere juridic, spune foarte clar în legea 215 și în statutul aleșilor local 393 din 2004, în care spune că singurul care poate retrage un proiect de hotărâri de pe ordinea de zi este cel inițiator. Altă persoană nu poate să intervină la un proiect de hotărâri. Dacă se înțeleg între părți, eu nu sunt contra absolut la nimic, dar ce spune legea, eu am spus. Domnul Cercea, vă rog. Scurt și la obiect, am o întrebare ca să pot avea o decizie în cunoștință
din cauză de plină. De exemplu, aici, în adresa de la AEP, scrie că în ceea ce privește supleantul, este un criteriu de eligibilitate faptul că are domiciliu sau nu. Aici, în obra. Deci, el nu poate fi membru al organizației locale dacă nu are domiciliu statul român. Și el a fost validat de către organizația județeană, ca fiind membru... Nu, eu vreau să întreb doamna secretară, dacă este legat, dacă eu dau votul pentru domnul Radu, că n-am nicio problemă cu... Dar nu votez dumneavoastră, votez cu părere. Da, bun, da. Eu sunt de acord. Adică, alo, dacă este corect... Există, domnul Cercel, există raport la proiectul de hotărâre și răspunsurile prefecturii și AEP-ului, care zic eu că sunt destul de confuzente. Eu l-am citit, dar vreau și un punct de vedere din partea dumneavoastră. V-am răspuns. Domnul Brede. L-aș întreba pe domnul Radu, dacă putea să ne răspundă. Care era? Domnul Radu, dar domnul viitor președinte. Dacă la, în 2016, la lege, avea domiciliu în comuna Mărăvra, sau avea statut de rezidență în Mărăvra, ca rezident. De ședință. Haideți să vă spun de ce contează. La articolul, la aveți în material, la articolul 4 din legea 15/2015 privind alegerea autorităților publice locale, pot candida numai persoane care au domiciliu pe teritoriul localității respective, nu reședința. Reședința este scrie o problemă secundară, da? Scrie în reședință? Da. Nu, să nu. Scrie în reședință? Eu mi-am spus, nu pui întrebări. Nu, ce ai spus la cuvânt? Să nu faci față doar cu măcina asta, că aici te rog frumos, fii disciplinat, cum a celălalt domnul. De ce disciplină și m-a dat niște întrebări? Să mă trebuie președinte. Vă rog frumos, dacă te dai să fie paragraf de lege. Indicați numărul și literă sau articolul. V-am spus. Articolul 4, legea 115/2015. 115/2015. 115/2015. Dacă la momentul respectiv nu avea domiciliu și avea doar reședință, înseamnă că a fost trecut în lista de consilieri într-un mod ilegal. Legalitatea asta, legalitatea asta nu avem dreptul să discutăm noi acum. Da. Dacă. Deci nu. Reședință. Reședință este obligația secundară. Domiciliul este obligația principală. Ai voie ca să candidezi ca și ales pentru funcția de consilier, dacă ai domiciliu, nu reședință. Nu, nu scrie reședință. Domiciliu înseamnă și reședință. Nu puteți spune acum acest dosar când a candidat domnul Radu. Da, pot spune. Domnul... Ce nu pot spune? Reședința a candidat domnul... Pot spune ce nu s-a prezentat un buletin, un popor de indicativ, care nu are domiciliu și are reședință. De asta pot spune. Dacă nu voi să vă spun și eu, discutăm despre legalitatea sau ilegalitatea de a fi membru într-un partid, într-o organizație? Nu. Păi dar domnul Radu este membru în organizația PSR-ODOR. Și este și a fost validat pe lista de consilieri de către Tribunalul Bacău. Exact. Nu avem voie să discutăm noi astăzi dacă este, dacă avem voie să fie impedință sau nu. Așa putem. Sesizați tribunalul, dacă tribunalul spune că domnul Radu nu avea voie să facă parte din lista de consilieri, atunci da, punem în discuție, nu ca să mai fie. Domnul președinte, deci lista de consilieri este aprobată de către tribunalul Bacău. Nu poate să nu fie. Deci dacă lista nu... Asta va face cu... Asta este una, da? Dar la ședința anterioară, da, oare avea voie ca să vină să ne pună buletinul sub nas fără să aibă domiciliu pe raza domiciliului, pe raza comunei pe care vrea să fie consilier? S-o ținut, s-o hotărât, s-o hotărât ceva la ședința respectivă. Păi, acum se va hotărâ și nu, dar acum s-o hotărâ și dacă îl validăm sau nu. Atâta s-o hotărâ și comunicăm. Dacă domnul Radu
nu avea drept să facă parte din lista de consiliere a partidului respectiv, tribunalul trebuia să se sesizeze. Nu suntem noi tribunal aici și spune doamne, da, aveți căutat pe listă. Nu suntem noi tribunal. Ce suntem noi? Suntem judecători și sesizat autoritatea electorală și tribunalul. Vă rog frumos, dacă avem o rezoluție și o hârtie de la aceștia, atunci ce spune? Domnul Radu, haideți să înțelegeți, spuneți, să lucrăm iertat. Că domnul n-avea ce căuta pe listă? Avem aici... Și n-avea voie să facă... Avem răspuns. Domnul Radu, haideți să înțelegeți. Pe ce timp? Păi am cerut, tot am cerut de la fiecare lămurire. Despre asta vorbim. Am cerut de la prefectura, am cerut de la EPO. Și avem aici niște puncte de vedere acolo. Care recomandă. Comisia de Validare va lua decizia asupra să fie ce spuneți? Și de ce tot discută? Mai ales că vorbim la treabă. Dar domnul Primar, dar comisia de la mine intervenții poate fi influențată. Aici e problema. Păi de asta. Dar dacă domnul Mihai, domnul viceprimar, mă scuzați, vi intervine și spune dumneavoastră punctul de vedere că n-ar avea voie domnul Radu Nelu să intre, poate colegii din comisii care sunt de față sunt influențați și votează greșit pentru că dacă eu consider că tribunalul o validat acea listă de consilieri, nu putem să fim mai deștepți. Pentru că fiecare reprezintă la opinii, nu știu ce să vă spun. Hai de la opinii, domnul primar. Dar nu este logic să vedem acum, dacă el a avut dreptul să acea comisie să intre la vot, să se discute problema asta. Tribunalul i-a dat dreptate, dacă a spus, da, domnule, are voie să fie pe listă, l-a confirmat pe lista respectivă, o participație la alegeri, nu a intrat în Consiliu, asta e treaba altă, altă treabă, alt subiect. Acum îl punem în Consiliu. Da, are dreptul pentru că a fost pe listă și tribunalul a fost de acord cu asta. La revedere, ce discutăm noi? Dacă un judecător spune că așa e drept și legea spune altceva, se sesizează... Aceleași prevederi care sunt aplicabile și în situația validării supleantului propus de partid. Comisia de validare, constituită conform legii, având competență de a exprima legalitatea propunerii făcute. Astfel, condiția existenței domiciliului, unitatea administrativă teritorială în care a candidat conform articolul 4 al nea 2 legea 105/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și la doamna prefect locale pentru modificarea legea administrației publice 205/2015 propun, precum și pentru modificarea și completarea legii 393/2004 privind statutul alegerilor locali, se analizează de către Comisia de Validare. Da? Raportat la data validării supleantului, adică la data de azi, astăzi vorbim de validare. Da, scrie, răspunsați acolo la mapă și le-ați discutat fiecare. Dați-mi voi. Scrie comisia de validare, vă propune de invalidarea alegerii unui consilier. Validarea sau invalidarea? Numai, vă rog, numai în cazul. Am întrerupt, dar numai. Vă rog, da. Numai în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de imunitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin frauda electorală constatată în condiții legii, privind spațiunea. Deci, nu există nicio fraudă. Dacă nu a fost fraudă la alegerii locale, sesizată fraudă. Dacă fraudă totală. Dacă biroul electoral județean. O fost fraudă, a fost ales și a fost prin fraudă pe lista. Dacă biroul electoral județean, când a candidat pe listele Partidului Social Românesc, a zis, da, domnule, este eligibil. Și despre ce vorbim acum? Poate dacă au spus că, da, prin reședință, că dacă nu era legal, aia spunea, domnule, la tribunalul, adică vreți să spuneți că aia nu știu legea? Domnul Cazal, sau domnul dacă ei au acceptat, dați-mi voi. Nu partidul hotărăște, comisia de matrimoniu. Nu, am înțeles. Nu vreau să vă spun. Nu intrea aici. Păi să sperii membrii comisiei să spune ce trebuie să facă în legalitate în momentul în care... Mata, nu știe, mare, așa. Nu știe, mare, așa. Nu influențează de iurea. Vot. Are buletin... Aveți buletin de măgura sau nu? Aveți... Are reședință. Are reședință. Exact când o candidat. Pe ce perioadă? Când dacă... Pe ce perioadă are... Are de 3 zile. Astăzi e valabil. Domiciliu, mai contează. Dacă aveți... Domnul Galan, domnul Becat, vă spun ceva, domnul Galan, ce v-a spus domnul Baba? V-a spus că a dosat cu el, v-a spus că la insecurism, n-are mutații prin Măgurea și nu poate să candideze ca consilier. Gata și eu am terminat. Nu țineți apărare că ăsta e adevărul. V-a spus domnul colonel Baba așa, nu poate că a fost o lucrare de securitate și n-are mutații rezidență
Definitivul pe mamă. Și eu am lucrat în securitate și eu am lucrat. Eu încă lucrez. Domnul a lucrat în securitate, n-a fost scamatat, domnul Brânză, n-a fost scamatat. S-a dus la biserică, cu ceară de lumânări și a făcut fraudă în altă parte. Dumitare, să vezi acolo ce fraudă s-a făcut, nu s-a făcut declarații vamale cum trebuie. Și a sumerit cu ceară și ți arate ce declarații în urmă. Și să-ți mai spun ceva, domnul Tarabă. Dumitale, am impresia că te feresc buric cu măguri. Da. Numărul 1. Da. Dumitale, da. N-ai venit aici să faci gimnastică cu noi. De noi te-am primit în rândul nostru și ai început să te urci în pat. Și dai din coadă. Nu e corect. Niciun domnul Brânză. Și e foarte frumos. Și nu mă opone cu domnul Brânză. N-am furat biserica. Și cu asta și asta. Am dat bani cu care și eu. Am bani. Vă rog frumos. Vreau să vă atrag atenția că avem și invitații astăzi în sală și că iar cădem în derizor. Da, aveți dreptate. Vă rog frumos să păstrați ordinea. Evacuezi sala ceva. Da. Să ales că avem un proiect de zi care trebuie votat. Nu trebuie să facem de sala. Sau asta urmăriți noastră, să nu mai votăm proiectul? Da, nu. Asta văd că vă sugerați acum. Dacă evacuăm sala, nu mai votăm, nu? Domnul președinte. Domnul Beruște, vă rog. Cer scuze, vreau să adresez doamne secretar o întrebare. Poate vreți la proiectul 3 pe ordinea de zi, dacă domnul Viența nu a acceptat candidatura, că nu a acceptat-o, să mai pune? Mi-aș dori din tot sufletul să fiu înțeleas și eu să reușesc să exprim ceea ce gândesc. Deci s-a votat propunerile și ulterior propunerea s-a dus în proiect și s-a votat proiectul. Despre asta vorbesc. Știți că au mai fost, poate mă ajutați, proiecte de hotărâri în care s-au fost făcut propuneri și cel propus a refuzat. Și ați revenit cu altă propunere. Acum eu ce să vă zic mai mult? Eu vă spun ce am auzit, ați fost și dumneavoastră aici. Trebuia să spună doare, poate n-am auzit. Nu știu, poate dumneavoastră trebuie să auziți, eu consemnez și eventual răspund. Da? Haideți să la două minute, două secunde, dar vă rog frumos, fiți de ce? Nu mă acuzăm, nu vorbim. Nu. Doamna secretară, când un partid pune o listă și trimite listă la biroul electoral județean. De ce trimit? Nu ca să verifice eligibilitatea fiecărui membru? Vă rog, n-am terminat. Deci, eu știu că, din ce am citit, pe legea 215, pe legea 115 din 2015, eu nu am participat la alegeri locale. Dar eu pot să vă spun ce a fost anterior, pe cealaltă lege, în care dosarele de candidaturi, nu să știți ce s-a întâmplat aici, nu pot să mă pronunț de ceea ce știu din urmă. Dosarele de candidaturi se depuneau la biroul de circumscripție, erau verificate și semnate de președintele de circumscripție și trimise la Bacău. De la Bacău nu se mai întoarce nimic.
Adică o hotărâre că e corect ce zice sau nu. Așa era atunci, în 2012 vorbesc. Nu vorbesc de acum. Tribunalul în 2016. Nu. Eu vă spun, domnul Radu, dacă mă lăsați un pic să povestesc în 2016. Ajungi la tribunal listele astea cu candidați? Nu ajung la tribunal, ajung dosarele, ajung la, în arhiva... Biroul electoral central. Nu. No. 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 Ajung în arhiva judecătorilor de pe raza căruia se face, este comuna respectivă. Deci nici de comuna tribunal, după ce se termină. Și dacă situația în care sunt probleme, probabil o scoase de la arhivă și o să se verifice dacă e o situație. Asta, așa s-a întâmplat în 2012. În 2016 v-am spus că nu am participat, automat n-am aprofundat legea alegerilor locale. Eu am dus listele cu... Cu cei care au fost puși pe lista de consilieri, am dus-o la tribunal. Tribunalul a dat o hotărâre, așa știu eu, a dat-o trimis la organizația județeană, pe care spunea, da, pot participa la alegeri din lista partidului respectiv. Nu știu. Deci tribunalul hotărăște dacă sunt... Putea fi contestat... Putea fi contestat în lista numirea, poziția cu niște... Dacă tribunalul a spus că sunt eligibil, pot participa la alegeri. Cei puși pe lista respectivă. Fiecare consilier avea acolo un dosar. Corect. În dosarul respectiv avea declarații de averi, declarații de interese, declarații de toate. Toate acestea sunt parcuse și analizate și de câte un jurist și de câte un judecător. Dacă sunt acolo cântiți în neclarități ăsta, nu-l validează. Spune că nu-i valabil lista. Eu nu pot să vă contrazic. V-am exprimat doar momentul ce s-a întâmplat. În momentul când a fost aprobată lista aia de tribunalul Bacău, Și-au fost date eligibile ca să poată participe în alegeri locale, eu nu înțeleg de ce numai de cine îi pune contra. Acum aș găsi un articol din lege. Domnul Dar sesizați, să permiteți o intervenție? Sesizați, după ce cine vă lucrează. Domnul Radu a furtat în măgura acest lucru. Are voie să voteze președința. Președința are voie să vorbească, normal. Din cât îmi dau seama cu reședința, are voie să voteze, dar probabil nu poate să fie. La legea votatale, asta e cea mai importantă. Dar poți vota și nu fii votat. Păi el n-avea voie să ducă să voteze la Bacău. Păi n-avea voie să voteze la Bacău. Că n-ai voie să votezi la Bacău, dar... Vedeți aici. Să vezi de pe lista electorală, nu știu cum a fost. El a votat în măgură, hai ca să ne înțelegi. E o chestie de logică. Păi da, dar trebuie verificată lista. Uitați, asta poate fi verificată. Deci ce s-a întâmplat la... La alegeri locale? Dacă a fost pe lista de alegători? Dacă a fost pe lista de alegători, se poate verifica. Dacă a votat, aveți sunt permanent. Păi nu, nu facem confuzie între lista. La locale n-ai voie să votezi decât dacă ești pe listă, nu există să votezi pe listă-și primea tare. Dacă ai mutație, domnul Berușică. Sunt care aveau mutație, sunt care aveau mutație, sunt care aveau mutație, sunt care aveau mutație, ce vorbim cu reședința candidatele sunt partidului. Adică aia sunt... Asta e mutație, aia nu știu lege și mai știm noi de lege pentru că nu ne convine cum a fost. Dar nu-i vorba că nu-i convine, domnul Tavar. Hai să vă spun ceva, vă rog frumos. Nu vă supărați, dacă este așa o situație, aveți la îndemână lista de supleanți, domnule, aduceți un candidat care să nu ai probleme, aș trebui să fie situație dificilă, credeți-vă. Vedeți, vedeți că ați ajuns doar primar? Exact cum vreți. Exact lucrul ăsta, spuneți că eu aș avea ceva cu eu să oamenesc. Păi da, ați spus acum, că aveți ceva. Nu, 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 Domnul Tavar asta spune. Cineva are cu domnul Radu, cineva are cu domnul Radu. Nu avem niciun probleme. Da, dar nu spune. Domnul Ciorcil, vă rog frumos, vorbiți. Gata, Tara, te rog eu frumos. Gata. Asta vreau să spun că până la urmă fiecare are 18 ani a fost ales aici către trebuie să respectăm opinia fiecăruia dintre noi, majoritatea decidii și mai mult decât atât am votat cu toți un regulament de funcționare și organizare în cadrul Consiliului pe care l-am aprobat cu majoritate, unde fiecare consilier de două ori, maxim de trei ori intervine. Așa să stăm să facem monolog și jumătate din Consiliul Local să fie eclipsat de câte o singură persoană, mi se pare corect. Așa o zice și domnul Chelaru, care este invitat aici și cetățean și este un decan de vârstă. Venim aici în loc să căutăm soluții pentru comuna noastră, stăm și încercăm pe subiectii pe lângă... Trei persoane, președinte. Haideți să formalizăm...
ședință, să aducem un lucru ce mai important în toată Având în vedere că fac parte din Comisia de Validare, m-am să vă citesc două fraze de la AIEP și una de la raportul de specialitate a doamnei secretar AIEP. Scrie ultima frază, având în vedere ce mai sus arătate, considerăm că personalitatea juridică a unui partid politic încetează vreodată radierea acestea din registrul partidelor politice. Dar doamna secretară în raportul de specialitate spune, în baza celor de mai sus arătate, această situație este un eveniment juridic inedit, pentru care nu există practică judiciară și nici doctrină de specialitate în acest sens. Părerea mea, făcând parte din Comisia de Validare, se pare ceva ambigu aici, toată lumea o lasă în derizor și un par de pește, nu știu ce să zic. Este părerea mea. Și vei vota în consecință, doamnă. De aceea voi vota. Lasă mă să se știm în părerea. În consecință. Da? Voi vota în consecință. Acum, dacă vrei răspunsul la ceea ce citim atare acolo, sunt și alte pasaje care pot fi citit. Domnule, am citit. Cine s-o pură mie? Vă citi și eu celălalt și pot să spun că... Cine s-o pură mie? Că e ambigu. Lăsați-mi să ai o răbine de vedere, domnule. Dar dacă tot acum, poate spune doamna secretară, o citim. Păi doamne, uite, nu sunt dator. Dator față de tine. Dumneata e invis la dialog. Ție ești președinte, nu? Da, domnule. Mai crezi la ea? Mai vezi și mai spune. Dumneata vrea să ne-a fost de doamna secretară, ce înseamnă imediat? Ce înseamnă imediat? Ne mai prevăzire? Ce mai prevăzire? La cine nu am mai văzut la niciun păstin local? Poate lucrurile astea se pot întâmpla numai la Mogră. Nu știi, poate numai la Mogră. Asta înseamnă imediat. Nu mai la noi putem întâlni fenomenii de ce. Așa este, Mogră. Nu știu ce înseamnă în povestaua. Ce mă gura să fac este de la iluminată? Dacă vorbim despre calitatea domnului Radu de a fi pus pe listă în unui partid sau nu, asta o hotărâ și un tribunal. Nu cred că trebuie să o hotărâm aici. Asta îmi votăm, este validarea lui ca consilier în acest consiliu, da? Atâta putem de domnul. Dacă autoritatea permanentă spune clar că nu se poate invalida un consilier decât dacă a fost fraudă electorală, nu înțeleg de ce îl invalidați sau vreți să-l invalidați mea. El e propus pentru a deveni consilier aici. Și spune clar că nu poate fi invalidat decât dacă a fost ajuns pe listă printr-o fraudă. Dovediți dumneavoastră acum că este o fraudă, este o hotărâre de tribunal în sensul ăsta? Dar nu știu dacă ajunge la tribunal. Veniți cu o hotărâre tribunal și spuneți că omul nu avea și contactul. Cine interesat? E treaba partidului, e treaba dumneavoastră? Da. E treaba partidului pe care există o companie de azi. Păi nu sunt interesat. Nu-ți convine că eu n-ai să ajungi în alegeri, combate-l cu argumente și poate nu mai câștigă. Eu cam dat că suntem în alegerea lui. Vorbim de completarea lui de consilie, domnul. Domnul Radu, rolul președintele este domnul președinte, nu să fie partezan. Da, da, veniți cu subiectul ăsta și îi puneți legea în rază când nu se poate face discuții. Domnul președinte, Ai dreptate, domnul Cercel, vă rog frumos. Da. Domnul Cercel are dreptate și uite, domnul dreptate, numai că, din păcate, unii, dacă unul nu are ce spune de nu știu câți ani, e treaba lui. Vreau să-i răspund domnului Dăscălescu. Aici scrie, aici consideram că personalitatea juridică a unui partid politic încetează de la data radierei acestuia de registrul partidelor politice. Atâta timp cât Partidul Social Românesc nu este radiat, ca orice societate. Înseamnă că este în viață, înseamnă că este valabil. De pe moarte. Există atașat, nu e un... Uitați-vă, domnule, l-am văzut. La aceeași adresă, care ați citit dumneavoastră. Pe aceeași urmă, în ceea ce privește dizolvarea Partidului Social Românesc. Acum ce căutați, domnul Pahoră? Partidul nu este dizolvat, domnul Radu
are domiciliu. Are reședința, domnule. Aceasta reședință a candidatului. Nu-mi permite să fie consilier. Domnule, vă rog frumos. Cu această reședință a candidat pe listă și a fost acceptată candidatură. Cu reședință! Aceeași reședință? Faptul că îl avem pus pe ordinea de zi. Denotă că am recunoscut că partidul PSRO, cum îi spune, trăiești. Este în viață, trăiește. Corect. A făcut o propunere. Dumneavoastră ați luat decizia să completați comisia de validare, lăsați comisia să facă treaba, oameni buni. Despre asta vorbim. Despre asta vorbim. Dar de propinii oameni ăștia, domnule. Păi de ce ai impresia că numai dumneavoastră poți să decizi ce e ilegal sau ilegal? Au comisia. Au oameni ăștia, ca pe urmă. Discută și ei. Dacă au opinii consilierii, poate să le spun. Dar sunt și alte opinii. Dar nu o să discutăm acum despre faptul dacă există, domnule, dacă există partidul sau nu există. Există, nu este nicio hotărâre care să o scoate la afară sau să o desfințeze, efectiv. Bun, am trebuit în capitolul ăsta. Haideți să mergem mai departe. Hai, sunt discuții, vă rog frumos, domnule, afară de tot ăla. Dacă eu vin la dumneavoastră și zic, domnul primar, vreau o autorizație... Le-ați dat 3 minute, acum mai mai dat. Da. Vorbeam că nu mă autorizați discuția până la urmă. Dar spun că e un raj, acum nu mă legam. Bun, vreau autorizație de construcție. Am înțeles. Dar și doamnă să vă apucați, și mai vin și domnul primar, știți, nu mai vreau. Nu mai vreau, domnule, să fie domnul Radu de pus pe... Vă rog să ne dați cu ei. Nu, nu, e proiectul pe ordinea zi, trebuie să luăm ceva la capăt. Deci eu vă rog să ne dați. Nu mai scutăm, dar el hotărăște și nu mai sunt discutit. Am înțeles, eu știu că domnul... Domnule, eu nu am o problemă. Dumneavoastră înțeleg că vreți să ne trageți propunerea. Nu propunerea, nu să e o propunere, partidul propune, prin dumneata, nu? Da, da. Vasile Zvoranu, nu? Nu știu, e o situație exact, inedită. Așa ceva, eu n-am văzut. Eu mă rog să vă retrageți să ce spui. Eu sunt președinte. Dar nu pot să retrag proiectul. Rămâni fără obiect, dacă se retrage dumneavoastră, dar omul probabil. Nu știu ce să spun, nu știu. Eu... N-am întâlnit așa ceva. Da, mă rog să pun la vot. Nu știu să vă spun. Dar puteți să vă retrage. Domnul primar, doamna secretar, domnul primar va să retragă pe proiectul. Singur care poate. Singur care sunteți. Mă rog să ne trageți. Da, dar ați votat ordinea domnului. Eu nu știu, scuzați la ce n-am întâlnit, n-am văzut în practic, nu există. Domnul Brânză. Nu, domnul președinte. Haideți, vă rog frumos, dar ce? Sunteți președinte. Domnule primar, dacă dumneavoastră nu puneați acest proiect de hotărâre pe ordinea de zi, exact. Domnul Caval va reclama. Dacă acum v-ați îmbrăcat, acum vă puneți să vă dezbrăcați. Eu am respectat legea. Am așteptat așa cum v-am comunicat. Haideți să ne înțelegem. Așa cum v-am comunicat și pe astăzi, de câte ori ați venit. Dom'le, avem adresele. De la AEP-ul, de la prefectură, îl punem pe ordine zi. L-am pus pe ordine zi. Vă rog, ca să... Și eu sunt edificat. Pentru că dânsul a candidat cu reședință pe listă. Acum, tot cu reședință, vine să fie ca să ne lămurim și ne iluminăm. Da, oprește cărțile sfăcute. Nu contează. Deci, nu mai spuneți adevărul. Vă rog să ne retrageți. Ca să ne edificăm. Da? Nu cred că așa fi ceva. Să tragem, să văd, dacă nu este eligibil, voi veni cu altă propunere. Vă rog să te tragi. Nu putem retrage, îl putem amâna eventual. Nu știu să vă spun. Chiar nu am întâlnit. Și chiar v-am rugat să găsiți o soluție, să nu-i puneți în situația. Nu problema, haideți să ascultăm. Hai să ascultăm părerea. Hai să ascultăm părerea. Legea 115 la articolul 3, vis-a-vis de problema asta care este ridicată în Consiliul Local, vis-a-vis de reședință și domiciliu. La articolul numărul 3, aliniatul 3, dreptul de se exercită numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativă teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliu sau reședința. După caz. Deci, la articolul 4, la același asta articol. E dreptul din vot. Nu e dreptul din vot. Lasă cum e folosit un anumit cuvânt în lege. Deci,
la aliniatul 2, pot candida numai persoanele care au domiciliu pe teritoriul unității administrativ teritoriale. Nu spune nimic de reședință. Exact. Doar domiciliu. Asta vreau să clarificăm. Clarificăm. Înseamnă că cei de la autoritate electorală permanentă și județeană și judecătorii care au analizat această sală, au greșit. Știi cum se spală pe mâini de frumos și unii. Spune așa, rămâne la aprecierea comisiei de validare și îl situează ca fiind legal sau ilegal domnul Radu, intra pe lista sau membru al partidului la momentul validării. Nu spune nimic că anterior ar fi fost, nu interesează pe nimeni. Spune că la momentul de astăzi, dacă dumnealui este eligibil sau nu. De asta eu n-am nicio treabă cu domnul Beruștu, nici cu domnul Veanța, nici cu domnul Trăistaru. Nu are asta să mergem. Nu are treaba. Domnul Trăistaru, să închidem discuția. Adică te rog frumos, am spus nimic. Haideți ca să încetăm. Mi s-a propus și mie, dacă vreau să intru, am zis că nu-mi trebuie. Indiferent dacă vrea domnul Viența, dacă vrea domnul Gorea, indiferent că vine domnul Radu sau că vine altcineva, că e partidul dumnealui. Deci nu mă interesează. Fac tot trei voturi să aibă primitor. Haideți pentru a elucida responsabilitatea fiecăruia, mai ales a membrilor comisiei și al Consiliului Local, părerea mea este că ar trebui amânat. Amânat și gândit bine, să făcut o adresă către persoane juridice bine abilitate pentru a ne da un răspuns clar în care noi să putem decide în consecință. Deci asta ar fi părerea mea. Domnule Traistaru, am făcut, domnule, tocmai de asta l-am amânat atât. Dacă la un moment dat și asta se specula, că primarul avea o problemă cu domnul Niță care a fost pe consilier. Nu am o problemă, am cerut niște puncte de vedere la instituția abilitate. Și avea un spus, spune clar, Comisia de Validare decide. Punctul 2 a zis, spune domiciliul stabil, asta este. Asta e problema. La punctul 4 ne duce, la punctul 3 spune că reședință sau alegător. La punctul 4, alegător, la punctul 3. Iar la punctul 4, deci, spune că trebuie să ai domiciliul. Și atunci noi ca să clarificăm, putem clarifica pe form sau pentru adresă. Deci consider să fac o adresă prin care domnul Fidiclia din Părerea nu poate fi invalidat. Haideți să facem o adresă. Acum este o problemă, cum scrie la carte, da, rămâne ca nu ne preocupăm să trecem dacă l-amânăm. Amânăm pentru ședința următoare.
Ședința următoare ordinară. Problemele consilierilor discută numai în ședințe ordinare. Haideți să lămurim aspectele astea odată. Deci dacă n-aveți nimic cu domnul Radu sau cu altul... Nu am nimic cu omul ăsta. Nu am nimic cu el. Nu am zis, doamne, n-am acuzat pe nimeni. Dar ne acuzați de obicei. Vă rog frumos, haideți să ajungem la o înțelegere, să fie și domnul Talal mulțumit și domnul Talal și toată lumea. Așa stăm într-un cadru dezorganizat și ne certăm aici. Pentru că automat, domnul Radu, dacă a venit, dacă vine alt consilier, nu ne avantajează, dezavantajează nimic consiliul local. E aceeași persoană, deci nu cred că domnul Radu are aici vreun interes cu cineva, cu vreun consilier local. De asta am fost și eu acuzat de un coleg că mă bagă nu știu ce. Nu, domnule, n-am nimic. Domnul Radu nu este aproape vecin, îl simpatizez, îl respect, îi zic bună ziua. Nu, așa să vine cineva, nu, am și zis. Deci credeți-mă, nu avem nimic, nici cu domnul Radu, nici cu alt consilier din partea domnului Talal. Cel mai bine să ne hai să găsim o soluție, să fie clar pentru toată lumea și deplin. De asta l-am și amânat la două luni de zile. Am cerut soluții și am cerut puncte de vedere la instituții. Dacă totuși nu suntem lămuriți, domnul Talal, îl amânăm pentru ședința următoare. Eu, ca inițiator, sunt de acord tocmai pe consilierul ăsta. Ca să nu creadă cineva că cineva are ceva cu cineva. N-avem nimic cu domnul Radu. Haideți să-l amânăm până atunci poate ne lămurim. Supuneți la vot. Da, sigur, că ați votat ordinea de zi. Nu ați votat niciun fel. Nici pentru, nici împotrivă. Domnul primar nu poate să mai intre. Păi nu poți să votați amânarea dacă vreți. Eu sunt de acord la inițiator. Și vreau să votăm amânarea. Domnul Talal a propus amânarea. Domnul primar nu mai poate să Amânați-l și poate ne lămurim, poate, eu știu, poate găsești dumneavoastră soluția. Haideți să nu problemă. Pentru amânarea proiectului pentru următoarea ședință ordinară. E ilegal să se amâne? Până și dumneavoastră. Sigur că e ilegal. Când am avut proiectul cu terenul Vasloiu, să nu amânim o dată. Nu mă respunde. Punctul de vedere, doamne secretar. Nu, nu-i vorba, nu, punctul de vedere. Să pot tot pun întrebări dintre astea, ilegal sau nu ilegal. Deci, uitați-vă un pic, vă rog din suflet, să citiți și dumneavoastră în liniște acasă, articolul 45. Da? Că consiliul local hotărăște. Și în alte mos, cum se votează, Bogdan? Că este trecut în fiecare hotărâre. Consiliul local, da, hotărăște, cu anumite quorum. Și la sfârșit spune și în alte situații prevăzute, la 36, mai spune și în alte situații care nu sunt stipulate. Deci, și în alte situații nu există interdicție. Principiul de drept care le știu eu spune că ceea ce nu este interzis este permis. Deci, domnul Radu, dacă deci decizia oricum aparține Consiliul Local. Știți ce am, fără să vă supărați pe mine? Eu încerc, totdeauna am făcut așa, nu numai la Măgura, nu vreau să fac cât mai corect, cât mai legal, mă documentez. Dar simt așa o chestie că uneori se încearcă să mi se creeze mie faptul că decizia dumneavoastră stă pe baza numai a ceea ce spun eu. Și nu e corect. Așa este, da? Nu este corect. Studiat. Adică dacă sunt probleme cu un articol sau o bază legală, puteți să mă întrebați, nu știu, mă documentez, că nu pot să le știu pe toate. Dar să încercați să-mi transferați mie decizia, nu știu dacă este. Nu, am zis ceea ce simt. Poate eu v-am dat articolul 45, care vă spune cum trebuie să... Este majoritatea simplă, majoritatea calificată și două treimi, da? Și cazurile când puteți. Și vi le enumeră toate și alte cazuri. Atât. Și rugămintea vorbiți pe rând că... Având în vedere că a fost votată ordinea de zi într-o anumită componență,
Vă rog, domnul președinte, supun la vot amânarea proiectului de hotărâre. La propunerea. Amânarea proiectului de hotărâre. Poate găsim soluții până atunci și ne lămurim. La propunerea inițiatorului. Nu la propuneți. La cui? A domnului Talal. A domnului Talal. La consilierul Talal, votăm amânarea sau nu a proiectului pentru următoarea ordine. Cine pentru amânare? În ședință ordinară. Da, la ședință ordinară. Da, la ședință ordinară. La novitate. Toți. Văd că nu are nimeni, nimic. Și să nu nimeni împotrivă, nu să ține nimeni. Dacă se dezăcați mă, nu s-a lăsut nici nu... Nu s-a lăsut nimeni pe luminarzi, doamnă, nu trebuie să scopă, după aia să zice că n-am votat. Dacă dați voi... Vă rog, domnul. Deci, nu, numai un pic, ca să nu fie, ca să fie înțeles. Eu nu am problemă cu... Noi mai avem 7, adică poți să fii oricine. Eu vorbesc strict juridic, adică, doamne, omul i-a fost permis să candideze cu aia, ar trebui să-i fie permis, dacă aia au spus că da, este legitim. Dacă nu i s-a interzis, nu s-a interzis, nu fi permis. Despre asta vorbim. Da, da, da. S-o mai dezlușim, s-o dezlușim. Să vedem exact cum să trecem la diverse, la punctul 5 pe ordinea zi, da? Trecem la diverse, la punctul 5 pe ordinea zi. Cine să scrie la cuvânt? Domnul Ciorcelă, dintre consilie, primul rând. Domnul Talal, domnul Niță, domnul Beruș, și domnul Pleșca. Și domnul Ben. La urmă vorbim și cu toți invitații, dacă au ceva de spus. Mie puneți în ultimul. Întâi puteți întreba invitații. Nu mai vorbiți trei persoane, așa ne prindim nouă. Eu zic că întâi invitații. Dacă vreți, invitații, vorbească. Domnul consilier Trăistaru, propuneți să... Ascultăm între invitații, sunteți de acord? Da. Vă rog, domnul președinte, asta nu sunt invitați, suntem 5-6, pentru că nu au voie să vorbească. Dacă domnul Talal a vorbit 3 ori, m-am uitat la ceas. Domnul Chică a vorbit de 2 ori, domnul Brânză de 2 ori, domnul Berușcă 2 ori, gata, 5 ori s-au dus. V-ați pierdut glasul, domnul... Eu? Eu vorbesc mai tare ca preotul de la Sodom. Vă scrieți la cuvânt? Da, da, mă scuz, da. Vă rog, domnul... Nu, prioritate domnul Chelaru primul. Dau prioritate lui domnul Chelaru, că e mai vârstă. Domnul... E mai dotat, mai... Domnul Chelaru și cu domnul... Deci au mai venit în sală domnul Puzlaru, da? Da. Domnul Vasilică. Iulian. Fiți și tu la cuvânt. Nu, dar vreau să spun și eu două cuvinte până când începe... Munteanu, Vasilică. Am văzut că cu interes discuțiile aici și chiar îmi pare rău să ajung la așa ceva. Vă rog să nu vă mai chinuiți cu un consilier care vinde 2 lei. Puneți pe cine vreți. Vă mulțumesc. Sănătate! La nu vă dar am vrut. Vă spun bine că e așa. Scârpi săracul. Dacă ce partid vine, domnule? Domnule, lăsați-l. Domnul Chelaru, vă rog frumos, dacă aveți ceva să le spuneți. Primar al comunii Mărbărea, domnul președinte de ședințe și domnilor consilieri. Am venit, nu prea des, dar pe o impresie proastă, în loc să aduceți la cunoștință necazurile comunii, greutățile comunii, venim niște simpatizanți care să vă aducem la cunoștință nici îmbunătățe, niște auzite din afară, ci să aud în comună, să le discutăm asta aici pentru comună. De când am venit de la ora 4 și până acum, numai hata, cu nene. Unul vorbește, dar trebuie să vorbească o dată pentru tot. Nu de 10 ori să ține pe ăștia la care nu poate vorbi în continuare. De ce? Fiindcă președinte de ședință nu-și pune punctul de vedere, e oprire, e stopare. Aveți de acord, Ne-acuriți, propuneți să schimbi președintele. Primul rând, prima fază, vreau să aduc la cunoștință, mai unul și eu, trancanau acolo la pensie. Dar cu zăpadă nu pot încălea, mașina mea, am pierdut cheii. Sunt în garaj, dar trebuie să-mi fac cheii. Nu sunt mulțumit, am repetat în ședința ulterioare, că nu se însoțește vinerea de către un consilier, este și mașina cu noi, cum satisface serviciul
cu fontenierele a mea de la poate, mașina o să stea pe loc, cu băieții cu căricioarele alea, s-o deșapte din mers de stradă. Șoferul nu stă țapăi acolo în fiecare poartă să-l descape. Mai sunt unii presați, o bate și-o dă jos la miră, cu mâna nu mai târziu, deja face și-o pune cu amacele. Nu am văzut nici, că am spus, un consilier, fiecare spus pic, așa, vinerea să urmărească mașina, când vine, la 10, uite să fie la fundul ei, la 20 din ei. Da, e ca băiată, vă dea. Tu nu mergi din mers, ca aia nu se descarcă căciula asta, dacă eu o umplu cu ceva, nu se descarcă, este o bază, o să-ți pus urită, da? A doilea fază, am mai auzit cu apa potabilă. Când se va trage de la Valea Urmă. Așa se discuție o cunosc din 1996, când eram viceprimar cu Androni, a venit niște reprezentanți acolo, ca apa s-o tineria cordelului, că îi lasă ceamul conducta trebuie. Eu am fost și la Valea Urmă, am zis, este o apă tratată, este o apă selecționată, vizuale, supra, dar o fost niște avalanșe atunci cu schimbarea, votarea cu Androni și promorită. Plus de asta, am avut inginer care s-a făcut domnul Androni solicitare pentru sondaj, pentru apă. S-a sondat în bălțică unde pune cheia mare de gunoi, la stâlpul apă, la 5 metri a dat de apă. Bun. Discuția care a fost în ședință, cum se discută, dar pentru comună, nu aici, pentru propunerea consiliului. Asta trebuia să o face ședință pulgere. Nu cu oameni simpatizați. Ce că plec eu cu o impresie bună sau dumneavoastră plec cu o impresie proastă. Și zic, eu spun că așa este, am mers cu microbuzul și v-a ieșit oameni de aici, din primărie, veniți în comună pentru dreptul să-ți plătească asta și vorbeau în mașină. Păi ce porcările că mă duc la primărie, că s-a primit de niciodată. Deci, deci au fost de la Grozavă. Apa de la Șupăti, de la Crihan. Vă spun și acolo, este captată din grădina lui, proprietatea lui Paladi. Paladi și Paladi ăsta, Iftin. Sunt cu patru cămini la dat și aduce apa într-o singură conduct care merge acolo. Dar trebuia să se facă un bazin sus la Șoodor, în proprietatea la Cosită Gabriel, dar sunt ghefuri Cosită Doma, ca să o împingă de acolo, acolo. Oare câte cheltuială, că așa s-a făcut bazinul. Care l-am făcut în 97, aici la de 25 de tori, pe perioada lui Androni și a mea, față de pe timpul ce aveam, era de 3 tori ăla. Nu avea ghetă. Ia, am făcut-o, era șupăte. Am adus două motoare din nemțări, unul i-a făcut Vasiloiu capăt, nici al nu se mai știe el, și a rămas numărat. Apă iesnic, la adâncime mare. Dar sunt solicitări acum față de atunci, sunt oameni gospodari împiniți aici, oameni și-au zis și-au racordat. Nu mai are gheme să aducă. Iar de la Valea Uzului, dacă vine, va avea apă și Săodorul, și Crihanul, și Sacul Nou, și Dealul Mare. Nu știu cum, este o rezervor, m-a spălat eu acolo la Muzul. Nu știu, funcționează, nu mai funcționează, domnule. Nu știu, la casa vechi de apă a fost liceată, nu mai. Nu mai. E, l-am curățit. Este un rezervor pus de... E. Dar eu întreb un singur lucru. De ce unii spune că pe cum propriile nu aprobă să ne legăm? De ce? Mai mult aprobă să se facă o investiție pentru o pompă adusă de aici. Nu de rezultate pe satul e mare și distanța e mare și e împantă. Da. Nu se poate. Aia are presiune că e de la 700 de diametri. Da, vine cravul, domnul. Potim? Da, mama la crav și face investiții pentru 4 ani. Da. Domnul Chiară, să fie apă pentru toată... Ați ridicat niște probleme foarte, foarte serioase și cred că l-am chiar la timp. Haideți un pic, vă rog, ca să vă dau și răspuns. Nu. La Cișmeaua de la Crihan, despre care vorbiți dumneavoastră. Da. Ar fi trebuit și era bine să fie captată, dar înainte de 2007. Din 2007 încoace nu se mai avea niciun fel de investiții pe ape de suprafață.
Este un izvor de suprafață care poate fi foarte greu tratat și controlat. Pe considerentul ăsta nu se mai dă voie decât cu captări de mare adâncime, peste 100 de metri, doar din puțul de adâncime. Avem un sistem funcțional, acum zic eu, dar care, într-adevăr, nu mai face față, pentru că s-a mărit numărul de locuitori, de gospodării și nu mai face față, de pentru care, în ședința trecută, am luat decizia să dăm apa la crap și considerând acesta că nu vom putea să ne dezvoltăm fără o susținere serioasă și consistentă. De pentru care am luat această decizie, vor fi făcute în următorii ani investiții în valoare de 4.200.000 de euro și, într-adevăr, va fi apă și canalizare și în creație și soldură, așa cum spuneți dumneavoastră. În rest, ce să mă spune? Cred că o impresie bună nu aveți nici dumneavoastră, nici ceilalți invitați, vis-a-vis de discuțiile aprinse care sunt aici. Ar trebui să fie discuții mai aprinse și mai serioase. Dacă această apă se preia, nouă ne trebuie un mecanic pentru cazuri de defecțiuni. Să fie al angajat al primăriei, să știm unde o luăm, ca să fie să ne vedem. Nu angajat. Au primat la această mașini din ei. Deci Valea Apa este la Valea Uzului. Valea Uzului este tratată la Casa de Apă din Arad. Dar știm unde nu trebuie mecanic. Avem doctor, avem valutist, avem... Căvătarul. Mulțumim frumos, domnul Camarel. Da, domnul Rada. Ce vreți să spuneți la ceva? Hai, gata, că ți-a juiz. Nu place modul de... Aveți dreptate. Atragerea din partea salariatelor a întreprinderii, a primăriei, față de personalul care vine. Vine din afară. Vine mai departe. Aici nu este așa. Când mai văzut, asta au dreptul să spun, domne, cu ce suntem, să putem să vă servim. Nu! Am văzut în 4-5 februarie că am venit aici cu niște 4 orfani, care am făcut un schimb de pături, nu a dat nimeni nicio explicație că nu are voie sau să fac o cerere, că nu știu. Și o persoană aici, nu. De doi soții, domnul eu, uite la secretare. Uite, domnule, acolo, ai de masă. O umplu masa asta, asta e masă de biliard, nu de hârtii din astea, că omul nu știe carte. Omul e tati, dar aveți obligația să-l întrebați, că noi tati omul da bună ziua, bună dimineața, și aveți obligația. De ce? Dom'le, la ce ați venit? Cu ce să vă servesc? Că așa este în farmacii, așa este la mășelării, așa este la piață, unde îi duci, dar nu așa. Tu, asta, altceva. Vreau să... Ficia cu iarna, dizerpenzerea, așa, cinste lor și cine s-a ocupat, decât... Mulțumim frumos, domnule. Picile primar ca administrație. Nu puteți spune asta. Ok? Nu puteți spune așa ceva. Sunt zonii mari, zonii în care nu e așa aceeași lucru. Vreau să spun niște normal. Vedeți că nu a fost așa. Puneți pe aia. Nu aduceți o salame și nici mulțumesc. Nu-i frumos. Domnul Cavadă, comuna asta n-are numai centru. Exact, bravo. Eu ce să vă spun. Comuna mă să doamna secretară, să mă domnul Văru Răduc, așa. Eu nu care am poliție, el e învățat la primărie și o stat atâți ani, eu nu prea am venit la primărie, dacă e cocerere nu pot să spun că doamna secretară sau doamna Tatiana sau domn primar sau altcineva nu m-a servit. Am venit, am observat. Chestiile astea nu mă interesează. În ce mă doare? Nu vreau să dau numele la niciun consilier de aici, că nu-i frumos, dacă trebuie dau. M-am întâlnit cu oameni prin stradă, băi, uite asta care e consilier. O spus că nu-i consilier prin stradă, consilier comunal. Bun, consilier comunal. A doua, am venit la domnul Vicii cu zăpada. Am sunat din marți până vineri seara. Să vină și la mine un tractor, că am și o mașină și o plătesc impozit la primărie și eu plătesc tot. Și îți la zici cu gunoi și cu toate, nu se umără cu nimic. Întrebați băiatul când a venit cu buldu, ce făceam eu de la mine, de la poartă până de la urță? Dădeam zăpada și într-o pașină. Ce-ți bani? Nici nu putem să stăm la mâna lor, că îi dă ei sau vin ei. Oamenii au servicii, de acord. Au servicii, scoțineri, salești, nu mă interesa. Dar un pic de acțiune, că asta e o chestie de urgență, nu?
că zăpadă, calamități, inundații, ploi, nu? Un pic de acțiune așa, domnule, hai să știu că am servici. Băi, s-au văzut la azi, mă îmbracă sau rupe, deși ies o leacă prin sat, în comună, prin astea, nu? Eu n-am văzut un consilier în satul sub. Eu n-am văzut nici pe domnul vice, până l-am văzut, că o scârbi din opinie. Unul l-a acuz. S-au acuz pe cineva, nu a acuz pe nimeni. Dar vă spun ceva, eu dacă eram vice, eu n-am ce face. Eu acum la o ședință veneam cu ordinea să mă spun Lucian. Plin, am o mașină, o listă care sunt probleme în sol, doar eu am listă. Dar nu mă interesează. Nu văd niciun consilier cu o listă mână în casa numărul cu tare, în satul Sodor sau Crian sau Armanu sau dialog Coșbicu sau o problemă. Și n-am văzut. Nu, bă, la bala, care ia locul Radu, care câștigă, care pierde, care... Nu mai da diverse, avem voie să le spunem. Ne, acum am ajuns la diverse. Nu mai da diverse, avem voie să le spunem. Eu le-am... Apropo, altă chestie, să vă spun și cu asta închei. Cu domnul Radu. Eu n-am nimic cu domnul Radu. Cu domnul Radu a fost situația așa. Domnul Talan, să mă lăs să vorbesc, să nu se uite ori la mine, că eu mă dimă greu. O spus domnul Baba, că a controlat toate dosarele, inclusiv al meu. S-a ajuns la un punct și a spus așa. Domnule Radu, a fost securist? Da. Păi, da, a ajuns la mutație. Păi, aveți rezidență, nu aveți mutație. Aveți, da. Nu e adevărat, mințiți, domnul. Aveți reședință. Domnul Tarat, v-am spus, tăceți, ați vorbit, ați cerut la domnul președinte să mă opresc. Dar nu faci parte. Are domnule, cu tăcutare dreptul de bea. Dar la vreo eu frumos. Te rog frumos, termină. Dacă vă spălați, două propoziții mai are dispus, după aia. Adevărul nu spune. Domnul Tarat, are dreptul să vorbească, în Consiliu are obligație. Dar e un adevăr, nu ascultă. Are obligația să stați toți să vorbească. Dar e o problemă a care e părerea mea, și eu am făcut parte dintr-un consiliu de sindicat mare, poate cel mai mare din România. Prima dată, un consiliu care nu-i format, adică nu-i total, nu-i așa, nu se votează niciun lege, niciun proiect. Întâi se votează consiliu, după aceea se votează proiectul și lege. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Munteanu? Da, dacă vrea domnul Viciu să-i răspundă, două secunde. Parțial aveți dreptate. Nu m-ați văzut, pentru că eu nu sunt omniprezent, numai Dumnezeu este omniprezent. Da, sunt și colegi care știu cum știu munca. Și sunt într-un minut, domnul Radu, vă rog frumos. Dacă dumneavoastră duceți în derizoriu, mulțumesc frumos pentru cuvântul dat. Discutați dumneavoastră, pe departe. Nu v-am întrebat nimic, dacă nu vă convine. În poziția dumneavoastră, în poziția dumneavoastră, lăsați înțeleagă că eu aici... Haideți să vorbim pe rând să ne auzim. Nu funcționăm perfect, domnul Cavalier, vă vezi dreptate. Ne asumăm și lucrurile astea. O să încercăm să ne remediem pe traseu. Domnul Vici, vă rog să fiți mai prezent. Dacă se poate pe acolo. Da, mă rog, are dreptate pe lor. Nu poate să fie, nu poate să fie toate locurile, da? Eu am cerut să vină la poartă la mine să-mi bată. Că dacă stăteam să vină domnul Vici, eu nu făceam părții eu. Adevărat că am avut și deficiențe la dezabilități, dar nu putem spune că nu a fost bună sau bună. Cum am avut situații. În dealul mare au mai fost scăpat acolo pe dreapul ăla, dar a fost mâine să urcă foarte greu. Domnul primar, e permanentă scăpările astea. Deci nu există motiv. Deci nu mai spuneți că nu aveți utilajul potrivit. Domnul Niță, dacă legiuitorul ar fi considerat, probabil ar spune și că roboți aici, care mergeau automat, făceau automatizare. Dar impozitul se va să plătesc zbunii, banii când vin oameni să fie ideale, să fie ideale, da? Beneficiază și de servicii. O să mai perfecționăm. O să mergem mai departe să-l ajungem mai departe. Să-l ajungem mai departe. Mă scuzați că m-am întrerupt, domnul primar, dar am auzit de două ori la președinte ședințe că pot să iau cuvântul. Dar rog, chiar am zis... Da, acum da, înțeleg, da. Da, sunt și eu cetățean și cu toate astea am să încep cu o observație pe care nu aveam în minte să vă transmit când am venit. Observ că e o meteahnă mai veche aici, care spune că, sau care s-a împământenit și arată faptul că Măgura are doar centru. Și putem detalia mai mult decât s-a discutat despre eligibilitatea sau nu a unui membru unui partid. Despre acest aspect.
pot aduce și argumente, și pro și contra, și se poate discuta până mâine vis-a-vis de acest aspect. Nu vreau să mai detaliez. Doi, a doua observații. Cu părere de rău, impresia pe care ați lăsat-o dumneavoastră la ședința de astăzi este că unii dintre dumneavoastră, mă refer la toți cei care luați decizii, veniți nepregătiți să luați decizii pentru Comuna Mura. Și mă refer atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere al limbii române. Necunoașterea legii nu scutește pe nimeni despre teren. Dar dumneavoastră sunteți obligați să o cunoașteți pentru că luați decizii în numele nostru. Cei care am așteptat, la fel cum ați făcut dumneavoastră, să veniți frumos și să zâmbiți frumos la poartă, să spuneți că vom rezolva problema. Iar acum nu sunteți unii în măsură să decideți dacă și tot trageți de un om care credeți că e mai pregătit din punct de vedere juridic, să vă dea el legalitatea sau nu. Dumneavoastră aveți răspunderea asta. Legile sunt publice, nu sunt secrete. Este impresia pe care m-ați lăsat-o mie. Un al treilea aspect, și am să încep cu ceea ce au spus o parte din oamenii de pe Armanul, de pe strada Armanului, nu din altă parte. Duminică venim de la biserică. Nu s-a făcut nimic. Va mai trece multă apă pe Bistrița până se va mișca ceva. Și am spus nu. Acum trece pe drum. Și dacă unii dintre dumneavoastră aveți curiozitatea, nu odată la 4 ani, unii poate au mai trecut, să treceți și în alte zile, veți vedea că tot pe drum curge. Și ar fi fost suficient, pentru că administrația are pârghile necesare, să treacă, să, inclusiv prin măsuri de sancționat cetățenilor care nu își fac treaba vis-a-vis de partea aia de proprietate la care au acces la drumul public. Pentru că, datorită unor șanțuri nefăcute în anumite puncte, toată apa vine și ia și gruma de balastru pe care a spus-o dumneavoastră și a plătit-o și acum nu se mai cunoaște. Iar imediat după asta vin ploile. Nu știu dacă se poate schimba ceva. Și am să închei cu părere de rău, spunând că da, o dreptate, nu s-a făcut nimic. Pe partea mea, acolo unde trăiesc eu. Puteți să aveți alte păreri, să veniți cu alte argumente, dar vizibil nu s-a făcut. Singur, ultima dată când am văzut mâna administrației, și atunci a fost a unui grup, pentru că era chiar în perioada campaniei, a fost când a venit o anumită echipă și a venit pentru să taie iarba din curtea școlii vechi de la Prihan. Dar atunci n-am mai făcut acolo. Avea un scop, nu? Și acum ar fi fost același scop, acela de a arăta oamenilor că se face ceva pentru ei. Că asta voia să se transmită atunci. Era aproape de alegeri. Am mai spus ceva, am mai spus ceva vis-a-vis de poze, dar n-a fost o putentă personală. O spun pentru că de foarte mult ori apare chestia asta. Unii poate chiar bine intenționați se duc și vor să facă ceva, dar având în față același șablon, vor fi priviți exact ca și cei care o fac doar din interes de publicitate. Bravo. Din punctul ăsta de vedere, am spus acel lucru. Marcel, dar tu praznic l-ai văzut pe niciunul la creandă, dacă ai văzut că te-ai iată. Da, și vă mai spun un lucru vis-a-vis de praznic. Jos pălăria pentru cei care se implică să facă ceva acolo. Da. Și spuneam oamenii, dar de ce nu se dă cu un var măcar aici? Că tot vin oamenii, că altă posibilitate n-au, n-au casă praznicală, n-au... E o chestie de... Și nu prin bani de la pălărie. Dar ea și-a făcut grădinița școlară. Primul an din grădinița, am făcut grădinița. Am încheiat. Hai să vă dau și un răspuns. Ați adus aminte de... Un pic. Ați adus aminte de școala de la Creață. Știți că chiar astăzi am fost cu nenea Iombil acolo, am vorbit și cu nenea Ion Iftimic și am inspectat școala de la Crihan de jos. Am vorbit și cu părintele, tocmai pentru a lua o decizie în sensul ăsta, să facă o casă praznicală. Noi vom putea interveni cu oamenii de la gospodării și cu sumele necesare să o renovăm, să o aducem la un stadiu de funcționalitate cât de cât bun, așa să zic eu. Nu cred că nu se văd anumite lucruri. Poate nu vreți dumneavoastră să le vedeți. Am intervenit cu balastru. Să schimbă timpul. Spuneți-mi unde anume n-am observat. Dumneavoastră, domnul Omar. Haideți să vă spun. Nu că v-ați întrebat de două ori când am început să iau cuvânt. Dumneavoastră, locuiți în Măgura de când erați copil. S-au schimbat și vremurile, și oamenii, și timpurile. Dumneavoastră nu vedeți că azi e minus 20 de grade, în 3 zile plus 20 de grade? Păi înainte era o altfel de se dezgheța un timp așa drumurile. Drumurile astea devin blaștine în câteva ori. Așa ceva ne-am mai întâlnit, a fost foarte clar. Șanțurile nu sunt de temperatură. Șanțurile din dreptul fiecăruia pot fi făcute. Dacă unde ești toală de pe drum, astăzi a fost pe Armanul, să știți. Curge într-adevăr apa pe drum. Dar este piatră, este balastru. Adevărat că drumurile de piatră nu mai sunt de actualitate.
La traficul care este acum, se distrug domnul primar. Este o muncă de, nu știu cum să vă spun, fără rost, fără capăt, dar trebuie să o facem când avem un control, că ajungem în Mlaștină. Se mlăștinează drumurile astea. Degeaba, nu, într-adevăr, se fac de suntem în procedură de licitație, cu drumurile, cu asfaltările. Am discutat cu toți aici, împreună. Nu le putem face așa. Este greu să înștiințați oamenii. Prima dată, prin înștiințare, după care prin somație, după care prin sancțiune, să-și facă partea de șanț, acolo unde se poate interveni cu echipa de gospodărire locală, în dreptul școlii sau în punctele... Vorbim de șanț, vorbim de șanț când am fost și eu și l-am făcut. La inundații când au fost atunci și au curs, m-am dus și am desfundat pentru că apa curgea tot timpul pe drum, nu puteai traversa. Deci nu ține, apa curge pe drum pentru că nu se făcute șanțuri, nu pentru că se, e zona mlăștinoasă. Iar șanțurile sunt făcute pentru că nimeni nu-i trage cu aia de mâine. Le-am făcut acum 2 ani de zile, cred, sau 3 ani de zile, cu excavatorul. După alegeri cu excavatorul la Tihan? Da, cu excavatorul la Tihan, exact. De la, păi acum 4 ani am pus-o. Domnul primar, acum 4 ani am pus-o. Plăci de pe domnul primar, masa asta, n-a dat pus-o chestie. Domnul primar, nu era dumneavoastră mutat acolo. Le-am făcut de la... De la cap la cap. De la Migărilă, de sus, de acolo, de Armanul. Am cărat pământul tot. De la școală la... De la școală, de la școală până la până la Mărgineniu, până la Mărgineniu, la capătul unde se face. Exact, în 2015. Asta înseamnă, asta înseamnă că teoretic la mine la în dreptul porții, că stau pe partea aia cu părâul, ar fi trebuit să nu mai am acele plăci pe care eu le-am pus, mâna mea, niște plăci pe care nu le mulți nici măcar pe schimbatorul. Da, vreau să știți că n-am făcut lucruri. Dar nu e vorba de pod, nu e vorba de pod, e vorba de fundul șanțului. Cu șanțuri, da, cu cupă de șanț, am avut... Băi, evit să vedeți că nu puteți da, băga fost, cupa. Am fost, am fost. Domnule, bă, da. Postul vicii spune că pe Armanul n-ați lucrat. Cu șanțuri? Când am fost eu înainte. Când eram aici, prima dată. Fost înainte, dar le-a făcut. Da. Deci, în 2015, de 2015 a fost. Vorbim de alegeri de actuale, după alegeri. Nu. După alegeri, domnule, cred că se pot lua măsuri concrete, să nu mai discutăm în contradictorii. Se pot lua măsuri concrete vis-a-vis de întreținerea acelor șanțuri ca apa să nu mai curgă pe drum. Asta, de fapt, este ideea. Că de la Picov la Vale tot vine pe drum în porțiunile în care șanțurile nu sunt făcute. Nu cred că e un efort prea mare să pui pe oamenii care au acolo proprietatea și să-și le facă. Domnul, nu să-i dau mână. Vreau să spun și eu, domnul președinte. Da. Da, dacă faci o mică să lăsăm să curgă, domnule, ședința așa. Da, domnule, domnule. Domnul Ungheanu, eu am primit dispoziție în sensul ăsta, aveți în mână. Da, acum am primit ședințare. Eu am fost și am împățit acolo unde a fost cazul, cum în toate locurile, cazul ca să intervenim la șanțuri. Nu am știut că revine iarna, vedeți că am un termen pe 31 martie. Ca să intervin asupra polilor care afectează instalația. Teoretic ar fi trebuit ca această ședințare să o am și eu. Până acum. Ei, poți să pui site-ul primării? Am pus pe site-ul gardul. La om, acolo m-am pus din poartă în poartă. Dar știi ce se întâmplă? Cine vrea să-și facă șanțul și-l face? Dar acolo unde nu se face, cred că trebuie intervenit administrația. Prin măsurile pe care le are la îndemână. Dar mă scuzați că v-am... Timpul nu mi-a permis, vremea. Vremea nu mi-a permis să fac treaba asta. Mai aveți ceva să pregătăm? Domnul Zlaru, vă rog frumos. Ca să continuăm discuția domnilor, strada drumul bisericii în ultimele 3 luni a făcut o balastare cu sprijinul prefecturii din ce ați postat dumneavoastră și două nivelări. Da. Au beneficiat de lucrările astea 3 săptămâni. Restul de 9 săptămâni e vază. Dacă veniți acum, e vază. Soluția nu e nici balastarea, nu e nici... Nu neapărat. Dacă puneți o piatră compactată cu nisip, cu exact cum trebuie făcută, treaba se poate face. Și sistematizare. Domnul Munteanu se plânge de rigole, noi nu avem. Asta e problema. La noi nu e sistematizat nimic. Rigole. Asta ar fi una. Trebuie să găsiți altă soluție. Asfaltare nu e soluție nici... Asfaltare e singura, vă spun. Asfaltarea nu se va face în următorii 4-5 ani și noi nu putem să lăsăm de așa optimist. Dar lasă omul să fie sceptic pentru că știi. Mai venim aici. Stăm omul Măgura. Mai venim, abia m-am mutat. De vreo 7 ani stăm Măgura și... Abia m-am mutat. Am știți foarte bine. Am buletin de 2 luni. Dar nu de 2, de 3 luni. De Măgura. A stat în dealul mare, bără. Nu, de vasă mea nu că stă în dealul mare. Eu nu stau în Măgura. Asta ar fi una. Trebuie găsită altă soluție. Nu știu, că dumneavoastră aveți contact cu alți specialiști, cu cei care trebuie. Oricum, în următoarea perioadă, dar chiar și perioada cea mai optimistă, în 2 ani de asfaltare,
tot nu... Aveți perfectă dreptate și mai devreme am spus același lucru. Nu, drumurile de piatră nu mai sunt de asfaltate. Mai ales dacă vorbim din Măgura, care e la 3 km de oraș, din Mărginen, din toate comunurile astea. Nu, e trafic intens. Aici s-a construit masiv un metalbac. Ce vă sunt câte două mașini la fiecare casă aproape? Dacă nu avem stații de autobus. Nu avem cum. Nu avem. Eu nu am stații de autobus. 1000 de oameni nu au stații de autobus. Nu de ce? Nu avem stații. Și știți și dumneavoastră că ați făcut solicitare și la noi. Și la, am venit cu doamna Bărbuz la Consiliul Județean. Am spus și eu. Am vorbit, am fost în audiență la doamna președinte. Am fost la fața locului. O să mai fie o dată. O să mai fie o dată. Ar trebui să justifice. Să se justifice, dar dumneavoastră trebuie să apărați interesul. Dar eu, la, bă, eu am, ia, bără, am să făcut zic, solicitare, dar special e în ideea. Vă rog. Am fost și eu. Nu trebuie privită o rută prin prisma unei stații de autobuz. Toată ruta trebuie să fie rentabilă. Poate la început, da, sunt două abonamente. Dar ulterior, poate sunt trei, patru. Și pe ansamblu, ruta se scoate o rută întreagă la licitație. Nu se scoate o stație de autobuz. În 2019 sunt din nou licitații. Dacă nu se întâmplă nimica, de ce priviți pentru prisma unei stații de autobuz? Păi răspunsul care l-a dat doamna, de la, doamna Bărbuț în Consiliul, de la Consiliul Județean a fost un răspuns eronat. Pentru că, și pe care, apropo, nu mi l-a dat dumneavoastră răspunsul, l-am ținut eu de la... De ce? Nu. Nici nu mai are importanță, l-am primit. Scrie acolo foarte clar că prima stație de autobuz e de la 500 de metri. 500 de metri din capătul străzii drumul bisericii. Nu din mijloc, cum se măsoară orice. Orice. Se măsoară din... kilometru zero al unei orice. Da? Se ia din centru. Din centru. Și strada drumul bisericii duce până în râd. Da? Până la intersecția Șcăriei cu Cujbi. Trebuie găsit o altă soluție la drum. Nu e asta. Nu e... Și nu putem... Da, e asfaltare. Dar discutăm de asfaltare peste 2 ani. Între timp trebuie făcut ceva. Nu știu. Trebuie găsit o altă soluție. Nu știu, căutați-o dumneavoastră. Eu, obligația mea e să-mi plătesc impozitul. Și sistematizarea presupune tot un proiect. Adică trebuie să cheltuiți niște bani să găsim o soluție care e tot provizorie. Asta e. Înțelegi? Ce să facem? Ar trebui să facem o proiectare pentru construirea de rigole. Acolo. Nu avem asfaltul, facem rigolele. Adică, e un pic, eu înțeleg durerea dumneavoastră, știți. M-am gândit că credeți dumneavoastră. Îmi dau seama, condițiile în care trăiți dumneavoastră acolo. Sunt mai mult decât vitrege. Accesul, la acces ne referim. Vorbim de acces. Tot mai acces, mult decât vitrege. Dar... Pe toate celelalte le-au tras oamenii pe bărbă, la canalizare. O să încercăm. Măcar până la domnul Îmbrărescu, să găsim o soluție. În viitorul apropiat. Pentru că sunt probleme venite tot din trecut. Am 85 din suprapunere acolo, care sunt 65. Știu care e problema cu suprapunere, dar aici există și... Și am primit chiar... De la cadastru, a venit Irinel. Da. Dar și cu cadastru. De un, ați lansat, ați căutat un cadastrist, un PFA, pe care nu-l cunosc, nici nu vreau să-l cunosc, că nu-i treaba mea. De un an jumate are contract cu dumneavoastră, da? De un an jumate a făcut doar alistat și m-am uitat pe dosarul ăla, doar alistat niște hârtii și nu a făcut nimica în plus. Au mai venit oameni, dumnealui are contract pentru ridicări de topul pe drumul bisericii, nu de... Rezolvarea suprapunerii. Nu de rezolvarea suprapunerii. Atunci, dacă nu s-a făcut nimic, nici pe suprapunerii. A fost, cred că de 5 ori la domnul Joița. Dumnealui o dă pe administrația locală, administrația locală îi caută pe documentiști care nu mai răspund. Avem pe țări de Avenonii, care e în Canada și are 40 de lucrări făcute acolo. Pe cine să iau eu să fac acolo? Am convenit cu domnul Joița acum să-l lasi pe ăsta, pe cernatorul, lasă-l pe ăsta să-l organizezi cumva. Trebuie să plătiți taxi și acolo. Taxi minime pentru repoziționare. Bă, am discutat cu cei care vreau să-l luați. Domnul Joița ca pușcă la adică s-au făcut, da, până 2%, dar... Dar nu s-au făcut nici măsurători. Nu este adevărat. Nu se... Dar nu sunt măsurători. Am fost la domnul Joița și mi-a spus că nu s-a făcut nimic. Dar da, domnul Joița, dacă el o dă pe administrația publică, o că nu o spun niciodată, domnule, nu au făcut nimic. A fost pe capul lui de nori acolo. Deși parcă în baza de date le-aș fi băgat eu, Costraș de la Măgura sau domnul Buzlaru. În baza de date nu le-au băgat ei, nu le-au poziționat, ei nu s-au uitat, bă, să suprapune cu drumul. Du-te și fă-ți lucrarea ca lumea. Le-au aruncat acolo, grămadă acolo. Am o lucrare care trece 50 de metri peste drum, dincolo. Nu vorbim de suprapunerii 2 metri. Aia cum Dumnezeu, chiar nu o văzut pe nimeni. Deci sunt o grămadă de lucruri care trebuie îndreptate. Mă gândesc așa.
O să defaultăm până la urmă, până la domnul Umbrărescu, să facem oricare bucățică asta, oamenii să circulă, e extraordinar de intens. Pentru că sunt foarte multe locuințe pe străzile astea. Pe, numai pe partea asta, că sunt 10 străzi acolo. Dacă și sunt populate în proporții de 70-80%. Adică traficul e maxim acolo. Poți să pună și mama Petri concasate. Nu stă, nu are cum să stea. Dacă e frământată toată ziua, la prima ploaie, la prima ploaie pleacă. Atât a ținut. Până la prima ploaie sau... Exact. Pisicul care, pietrișul care l-a spus în decembrie, la finalul decembrie, a ținut maxim o săptămână. Când am întors din concediu, era deja stricat. Și am mai intervenit de câteva ori de atunci. Știți și dumneavoastră. Păi, am precizat asta. Am mai intervenit de câteva ori de atunci. Și mai am o problemă, de fapt o să una ar fi legată de... Ați votat bugetul comunei pe 2018, ați alocat niște bani pentru două transformatoare în zona Metalbac. Ținând cont că pentru problema noastră cu câinii nu s-a găsit soluția cu sterilizarea, nu s-a găsit nici bani pentru că nu ați alocat nimic, cine sunt beneficiarii celor două transformatoare? Că mai stăm și noi de vorbă, ne mai întâlnim la o bere în anul, băi, ai cerut un transformator acolo în zona, a cerut cineva. Nu. Noi avem un contract cu EONU în care ei sunt obligați să ne asigure o anumită putere. Putere. Da? Și un pic tensiune. Ăla e. Ei nu vă poate obliga pe dumneavoastră primărie să măriți mie transformatorul. Să măriți transformatorul. Dar două secunde dacă vreți să fac o comunicație. Eu sunt proprietarul transformatorului. Știu, de acolo am făcut, da, s-a făcut. Am cerut separarea cablului de transformatorul ăsta. Am cerut-o la ANRE de vreo 3 ani de zile. Au promis că îmi lasă transformatorul în pace și nu mai obosești cu consumatorii. Și cred că asta e soluția, ca să pună primăria sau EON-ul două transformatoare, altele în afară de ala meu, să mi-l lasă în pace. Eu asta am cerut. Ca să vă recorectezi și să vă legem la niște transformatoare proprietarea cuiva, administrație publică locale, a EON-ului, nu mă nimeni. Nu am contract cu EON-ul. Eu nu am un contract, nici de dumneavoastră. ANRE-EU îi spune clar de distribuitorii de energie. Să respecte proprietatea. Ăla trebuie să facă ceva în sensul ăsta. Adică EON-ul. EON. Păi da, nu primăria. EON-ul ce deci administrații publice locale să facă investiția. Nu știu de ce. În 2008 ne-am întâlnit mai mulți, vreo 20 de inși, printre care și am fost mai mulți acolo și vreau să vă zic că nu am găsit înțelegere la primărie, nu se dădeau avize de amplasament și nu s-a găsit înțelegere în primărie să se pună transformatorul. Inițial am făcut noi un proiect la care lumea s-a răzgândit. Acum punem transformator ca să ce? A cerut cineva dintre locuitori? Da, de la cine, domnul primar? Vreau și eu să știu cine are casa acolo și a făcut casă și nu... De Bogdan era cu hala, cum îi zice? Bogdan Anton a ajuns și la președintele României. Deci de acolo avem solicitare și din partea președintele României se ocupă de gestionarea banilor. A trimis soarele. Păi fac și eu, că vreau să trimis soarele la prefectură, facultate, sterilizarea lor. Fac și eu mai departe, dacă e cazul. Că nu e cazul. Deci dumneavoastră îmi spuneți acum că... Pentru... Păi de ce să nu ne comparăm? Că acolo un deal, eu nu pot să trimit copiii să se joace din cauza maidanezilor. Am înțeles că aveți investiții, ați tăiat, nu știu cum ați făcut, dar ați tăiat la jumătate cheltuielile primăriei, într-o firmă privată nu se poate tăia la jumătate. Ați făcut niște investiții, că vreți niște investiții. Dar puneți o investiție pentru viitor, pentru unul care vrea să angajeze, din ce am înțeles eu, că de asta cer lămurii, unul care vrea, de fapt, într-un final vrea să angajeze 30 de oameni, care nu aveți garanția că îi angajează din Măgura, și pentru niște terenuri care se află în câmp, că vreți dezvoltarea zonei. Asta am înțeles eu. De asta am și eu niște lămuriți. Că pentru câinii... Domnul Buzdaru, vedem dezvoltarea turistică. Vedeți dumneavoastră, de asta Metalbacul, zona Metalbac arată așa. Pentru că nu ne-am gândit din start la o sistematizare, așa cum scrie la carte. Ar fi trebuit făcute din start străzile, ca lumea respectată. Acum vedeți, avem străzi de 4 metri, rețea de curent electric tras, ați tras și dumneavoastră, a tras și vecinul. Până la urmă, dacă ne uităm pe strâmbă, sunt 4-5 rețele, nu mai vizionat. Eu, când am tras, am beneficiat de o rețea care aparține omului
și eu unul am făcut o vizitările de rețea din cablu, din transformatorul domnului Radu. E foarte bine că ei au venit cu 1 miliard, eu am venit cu 360 de milioane. Eu am venit cu, doar venit cu cofinanțare, cunoaște situația, am primit din partea dumnealor adresa și până ne poate susține doar cu o mică parte. Lui, păi să nu faceți. De ce să o faceți? Că eu acolo nu, eu mă descurc cu eu omul. Păi dacă eu am cazul dumneavoastră, dacă care, sunt cetățeni, mai sunt cetățeni care vor să construiască viitor. Adică, a, deci dumneavoastră vă gândiți la următorii, dar cei care locuiesc acum... Nu, dar ai curent, adică nu poți să mă gândești la altul care ar vrea să ai... Păi nu, dar nu vă gândiți la problemele zonei, sunt oameni fără apă, fără aia, fără aia, dar vă gândiți la cei care vor să se mute. E, cum vine treaba asta? Care sunt prioritățile? Deci, în afară de... asfalt, acolo sunt utilități, sunt toate utilități. Păi le-am tras pe banii noștri, păi de asta, și dumneavoastră trebuie să mai faceți o extindere a utilităților. Noi le-am tras utilitățile pe banii noștri și dumneavoastră trebuie să faceți o extindere a utilităților. Pentru ce? Și să ne lăsați problema drumului, cine știe când, da, și totul sunt... dumneavoastră, domnul... Problema câinilor. Problema câinilor. Dumneavoastră când v-ați tras pe banii dumneavoastră, normal că nu v-a fost ușor și nu v-a convenit cumva că v-ați tras utilitățile. Și ceilalți, pe considerul și ceilalți care vin să facă tot la fel, adică ne greșim să nu se mai întâmple situații. Păi nu, dar discutăm de priorități aici. Aia e o prioritate că ăla vrea să-și facă casă, e o prioritate pentru comună. Cred că prioritatea poate mai mult decât să cheltuiți o pun în balanță cu, cu extinderea sistemului de, de alimentare cu energie electrică. Păi, că priviți din pagă din punct, iar priviți interesul altora care deocamdată nu fac parte din comună. Deocamdată nu le luați pe priorități. Că ce prioritate e în momentul de față ăla față de câini sau de drum care îl folosim de zi de zi? Păi ce priorități? Păi discutăm alocații 4 miliarde de Consiliul Local, lista asta de priorități. Ok, deci exact. Pentru Consiliul... Primarul deci... poate propune sau orice alt consilier poate propune... Eu zic că proiectul a fost propus de domnul primar. Eu zic că primarul a propus lista de investiții, Consiliul a aprobat-o. Acum, dacă nu ați să fiți nemulțumit de lista de investiții, trebuie să fiți primar, nicio problemă. Și lista de investiții poate fi modificată oricând de-a lungul... Păi nu mai poate, că... Ba da. Fiindcă, să vă zic și de ce. Anul trecut au fost 6 rectificări. Noi am făcut o cerere cu sterilizarea câinilor, la care 50 de oameni nu au fost buni, dar mi s-a promis că la prima rectificare. Am venit aici, când a fost prima, a zis că n-a fost pozitivă. Ok, au fost, au mai urmat încă 5 rectificări. Nu știu dacă au fost vreuna pozitivă și aștept prima mare. Dacă e vorba de bani din câinii vagabonzi. Anul ăsta, deci nu se va întâmpla nimic cu câinii vagabonzi. Sigur, bani sunt și ar putea fi puși într-un cont. Deci, e vorba de câinii vagabonzi, e vorba de prinderea lor. Știți clar și v-am explicat în toată lumea. Nu plasați mie problema Consiliului sau a primăriei. Eu am obligația doar să-mi plătesc impozite. Nu am alte obligații. Dacă dumneavoastră aveți, primărie, Consiliul avea și alte obligații. Eu am alte. Consiliul local poate plăti mai mult decât costul vaccinarea. E vorba de niște atenții și pedeții care sunt niște riscuri. Am avut cred în 2015, am avut 34.000 de lei pentru sterilizare. Am făcut contract cu doamna doctor, am reușit să cheltuie chiar pe 480 de lei. Pe considerul că nu reușea să-i prindă. Am luat tot felul tranquilizat, tot felul de astea. Nu reușea să-i prindă. Terenul e foarte vast și ne-a și de la Bogdan, de la domnul Bogdan, de la domnul Preșa, când el a căutat și a... Asta și așa. De atunci s-a mai întâmplat ceva? Nu s-a mai întâmplat nimic în ceea ce privește câinii. Păi nu putem lăsa. Cu primăria Bacău, în momentul în care își lansează societatea de servicii, pe care a și lansat-o, să mergem să facem un contract. Ar avea posibilitatea să-mi fac un contract pentru prinderea câinilor. Acum, nu știu dacă s-a mai demarat. Nu m-am fix, că e subiect. Păi mi-e subiect, gata. Pentru că m-am scris. Bine. Am identificat două firme în județul Bacău și am vorbit cu domnul primar, una la Buhu și una la Preș, cu care ei fac tranquilizante și vin și fac au oferte, dacă vreți, este oferte. Conform legii, doar unitățile administrative teritoriale din vecinătate. Nu, este o firmă privată care are serviciu de... Este într-adevăr o firmă privată care vrea 700 de lei de fiecare maidanie. Nu știu dacă e 700 sau... 700, 7 milioane. 7 milioane. Sunt mai multe, sunt foarte negociate.
Adică, până la urmă, problema, domnul Talat, trebuie și privit într-adevăr spre rezolvare, găsit o soluție. Da. Știți cât face un... Dacă mușcă un copil, hai să spunem așa, cât costă vaccinul ăla și câtă suferință are. Adică nu trebuie să primim, nu știu dacă 700. Doamna doctor, aia pot face doar un serviciu de tranquilizare și duși. Când vine la doamna doctor, doamna nu trebuie să-i facă. Adică nu trebuie să-i plătești. Probabil 700 era tot nu știu care este. Adică, și domnul primar, dacă vreți să dezvoltați zona, începeți și începeți prin a mediatiza faptul că e mult mai important să avem mater mădura decât să nu. Că vii și îți plătești impozitul nu înseamnă foarte mult. Îți plătesc impozitul, m-am uitat și eu pe buget, înseamnă 10% din veniturile primăriei. Da. Din veniturile mele salariale, din defalcări, din astea, înseamnă mult mai mult. Dacă domnul pădurarul, domnul polițist, mi-a zis foarte clar, domnule, noi ne mai trebuie oameni, suntem puțini. A fost o problemă în zona, am ajuns la poliție și au zis, suntem puțini, trebuie să ne înțelegem. N-am înțeles. Și de ce? Pentru că aici sunt 1000 de oameni și cu acte sunt 50. Nu ați și cu numerotarea cu străzilor. Ați dus treaba până la jumătate. Mai departe, da, mie mi-am dat, nu, mi-am făcut plăcut, să nu trebuie. Dar ați dus-o până la capăt. V-am sugerat la un moment dat, domnule, pune o hârtie, dă-le la fiecare acasă, trimite o hârtie acasă, domnule, fă-ți, e important, să ai, ala. Aveți și cu școala, n-ați spus, n-ați spus, de informare pe străzi, în capete de străzi. Aveți un lucru bun cu școala. Urmează grădinițe. Școala, after school, școală după școală, mobilier nou. Știe câteva lumea, da? Domnul Cusnar, aveți dreptate în tot ceea ce... Mediatizația asta și s-a aducat mai mulți... Problema este că n-am mai putut cuprinde cu personalul care am aici, n-am mai putut cuprinde și aspectul ăsta. Ok, când vă mai deranjez pe problemele astea? În următoarea perioadă. Am angajat om la urbanism între timp, n-am avut om, am mai angajat un om. Cum se face un pic bine, o să luăm la toată zona Metalbac, la pas și să atribuim pe străzi, așa cum am promis, să atribuim numere. Pentru fiecare proprietate în parte. E greu, e adevărat, e greu de multe. Și cu stația am abordat-o. Și să vă răspund cu stația. Doamna Bărbuț s-a obligat față de mine. A spus, domnule, nu mai trimiteți dumneavoastră răspunsul, o să facem adresă către domnul Păzlaru. I-am și indicat către domnul Păzlaru să-i trimitem pe mail și adresa acasă dumnealui. Acum, că nu s-o mai fi ținut, înțeleg că nu s-o mai ținut de cuvânt cumva și n-am mai avut la dumneavoastră adresă. N-am avut niciun motiv să o ascund, Doamne ferește, pentru că... Păi nu, dar acolo erau câteva minute, nu erau lucruri și nu am avut posibilitatea să ne apărăm și noi interesele. Da. Nu am avut nicio discuție cu cei care ar trebui să fie beneficiari în zonă. Mi s-a comunicat un punct de vedere al CAM-ului. Nu mă interesează CAM, fiindcă contractul expiră în 2019. Pe mine nu mai... Trebuie să-mi rezolv, trebuie problema, trebuie privită în ansamblu și o rută. Când se face o investiție, faci un magazin, mai întâi nu-ți dă lumea buluc la tine și... Decât dacă scoți tigăișii, dar vine și ulterior urmează un regres enorm după tigăile alea care se dau. Trebuie făcută, avută timp, avut investiții, asta înseamnă o investiție în zonă. Să ne puneți o stație de autobuz. Aia, noi ce beneficiu? Am și o analizez, nu o să vedem ce, în ce măsură. În ceea ce privește stația de autobuz, va mai veni o dată în zonă în iulie. Exact. Doamna și cum am cerut, și domnul președinte a fost de acord, o să am cerut să participe și oamenii din zonă la discuții. Când vine și mai măsoară o dată. Dacă vede doamna Bărbuț, o să solicite către noi cu siguranță. Dacă mai mult ca sigur, dar și data trecută ați fost. Da. Doamna, dar de ce n-ați... De ce n-ați... Sunați 10 oameni de pe lista aia. Domnul Talat, vreți să mai spuneți ceva? Da, legat de transport, sunt foarte mulți cetățeni din comună, s-au plâns că s-a majorat prețul la bilet, ceea ce e inadmisibil în condițiile în care și așa era scump. Vis-a-vis de alte localități din județ, nu zic, din altă parte. L-am solicitat de la începutul mandatului, în 2007, domn primar, să ne invitați pe omul să ne explice cum, care, adică, să explice. Trebuie, până la urmă, de falcat, de aici până aici costă un leu, de acolo, nu știu, el, indiferent de unde pleci, ea taxează la fel. Acum, toată lumea se plânge, are monopol, bagă și, în loc din 50, toată lumea. Erau 80 în autobuz.
Jer. Ferească Dumnezeu că o catastrofă. Nu mai vorbesc de Crăciun care este în așa. Invitați-l să vedem sau mergeți sau somați. Nu uitați, doamne, acolo, la ședința următoare, să vină domnul de la camp. Prețul, din păcate, nu o stabilim noi, primăria. Ca orice serviciu de utilitate publică. Prețul este propus și aprobat de ANRSC. Nu îl propunem noi astea, nu ne facem noi. Am avut o discuție cu domnul Cojan. Urmează, ieri am avut o discuție cu dumneavoastră, a fost la București și n-a fost pe zonă. Urmează să-i trimitem o adresă să ne dea o justificare, să ne dea ceva pe vis-a-vis de prețul ăsta. Nu mai mărește prețul. Știi ce înseamnă în momentul de față să-mi duc băiatul la vis-a-vis de costuri, să-mi duc băiatul la pregătire la engleză sau să ducă la un sport? Înseamnă așa, să-mi iau liber, să-mi las treburile de la servici, lucrez în vânzări și am timpul programul flexibil, dar asta înseamnă că o să stau peste program și o să stau mult mai târziu ca să-mi fac treaba. Mă duc, îl iau de la școală, îl aduc acasă, îi dau de mâncare, vin după o oră, iar îl duc, iar îl întorc. Asta înseamnă în momentul de față. Plus că atâta timp când nu e stație în zonă, nu poți să lași copilul pe stradă. Stații vom face sus. Aici avem un plan montarea a 5 moduri de stație. Atâta timp când e rezolvată problema la TV11-1 aici. Din păcate, nu știu. Dacă Consiliul Județean va găsi o soluție pentru un traseu pe zona dumneavoastră, nu am nimic împotrivă. Nu se mai vine în zonă, dar vă din contră, doar că îi calculează și rentabilitatea. Își pun problema bun, creăm traseul, cine vine să le ia? Da, domnul, îmi permiteți. Dar rentabilitatea nu pentru o stație de autobuz se face. Rentabilitatea se face pe un traseu. Păi, bun, de unde ar trebui să vină? Hai, știți că discutăm, de unde ar trebui să vină microbuzul sau autobuzul sau ce mijloc de transport va fi făcut acolo? Să-mi fac și în cap. Ia priviți din punctul de vedere. Nu, un traseu trebuie să înceapă undeva, să vină undeva. Asta e, vine și întoarce acolo. Știți că e o rută spre Onești, Buravoi, Temelia, Dâmbrava. Da. Intră în Păltinata, se întoarce și continuă drumul spre Dâmbrava. Poate o fi singura variantă. E departe acolo. Nu știu, nu vă pot da. Acolo s-a găsit. Poate să vină pe DM11. Acolo oprește în stație, vine în Măgură, se întoarce prin Măgură. Adică... Și oameni care așa și de acolo faci și faci. Nu, traseul e dus, întoarce pe aceeași rută. Nu, pe aceeași rută. Nu suport. Nu poate face buca de aici? Nu poate face. Nu. Trebuie să se întoarce. Dacă dumneavoastră vor decide că da, eu nu am nimic împotrivă și am considerat că nu avea ceva de obiectat vis-a-vis de aspectul ăsta. Chiar nu ține din noi. Nu ar fi o variantă de traseu care se duce la Crihan. Să nu mai intre pe aici pe sus, să o ia partea aia, să ia spre la moară. Discutăm când vine Consiliul Județean, îl discutăm atunci. Dar ce faci cu cei de la primărie? Nu se poate. Ideea este ca primăria să vadă și să țină în interes. Pentru că data trecută, când a venit Consiliul Județean, s-a spus că s-au vândut doar 4 bilete. Dar cine știu că s-au vândut doar 4 bilete? Cum s-au vândut? Doamne, s-au vândut doar 4 bilete din zonă. Păi de unde știi că s-au vândut 10 și nu s-au vândut 4? Păi dar de unde știi el că s-au vândut 4? L-a întrebat unde din locuie și a spus că stă în metal bani. Adică e penibil. Haideți să discutăm. Nu este problema. Nu este problema. Deci modulul ție nu e costisitor. Bancazarea stației. Problema e traseul. Fixeze și, într-adevăr, să aduci un mijloc de transport. Prima marge, în luna iulie, mergem din nou în audiență la domnul președinte. Dacă vreți, vă soțesc, te mergi împreună, nu... Când stabilez, vă sun. Vă rog, chiar așa. Mergem la domnul președinte, vedem ce v-a spus și dumneavoastră și facul din toate acolo. Da, domnul Trăistar, scurt, vă rog. E foarte importantă pentru că e pentru comună. Pentru că s-a plecat juristul și făcea parte din Comisia pentru verificarea loturilor, trebuie oricum o altă persoană. Dar angajând acum la urbanism, când nu aveam om la urbanism, cred că cel mai bine când voi face o adresă care să intervină că nu mai avem persoana la juridic. Mă gândea că le faceți o propunere. Mulțumesc. Vreau și eu domnul Bogdan, îmi pare să vorbească. Domnul primar Cristescu este reținut în cazul chiar un mare și din Senatul Public. Am avut anul trecut aprobat un proiect, am alocat bani și vă rog, dar și vine să vă încerc. În primul rând, direcția reținut în cazul mare. Mulțumim la revedere!
Cu extinderea rețelei de gaze în dealul mare, așteptăm să deschidă Ministerul Economiei licitațiile pentru atribuirea de licențe. Asta e singura problemă pe care o avem. Sunt semnale că din luna mai se deschide, sunt foarte multe localități care au în așteptare documentații și din cauza metodologiei care s-a schimbat la Ministerul Economiei, au trebuit să aștepte pe un an în sănătate blocată din 2016, blocată procedura de licitație pentru atribuirea de licențe pe gaz. Noi sperăm să-i dea drumul în luna mai acum, în ceea ce ține de noi vis-a-vis de solicitările ANRE-ului sunt făcute, avem și răspunsul Transgazului vis-a-vis de racordarea la Mărgineni, la Tădureni acolo. Așteptăm acum să vedem cum se mișcă Ministerul Economiei. Pentru că ANRE-ul nu are o problemă să ne dea avizul, acordul lor. Doar Ministerul Economiei trebuie să miște treaba. De ce? Domnul Brescă. Domnul primar, am cam ademeie în legătură cu transport. Eu cu domnul Cojan am mai avut o discuție când eram mic. El face preț însuși, în fiecare an, ori de două ori sau de trei ori schimbă preț. Când i-am spus, când eram bine, am spus, mai sunt societăți. A venit o fotoședință cu mai mulți colaboratori care aveau același dumneavoastră. A fost unul domnul Popa, care locuiește aici la bine, unde la Pădure. La Pădure. Da. El a venit a spus așa, domne, am și eu autobuz. Vreau să licitez. Eu fac niște facilități pentru pensionari, pentru bătrâni, pentru elevi care merg la Bacău și pentru cei din firmă. O să le domnul Cojan, dar eu nu pot face, era primatatul prestat. Eu nu pot face. El a trecut la n-am făcut nimic. Licitația se face la Cunoscuteția, nu se face la Cunoscuteția. Licitația se face la Cunoscuteția. Licitația la București pentru... Nu se mai face aici. S-a schimbat de pe nu luăm o decizie, ca să știți. Vis-a-vis de cine va câștiga în 2019. Domnul Munteanu, haideți să ne auzim. În 2019. Cum a făcut 25, acum a făcut 30, acum a făcut 30. Deci vorbim... Dacă eu merg de aici și mă duc până în Bladea la Prăduri, 35. Eu cred că prețul într-adevăr, nu a fost modificat în 2012-2013. Și licitația se face electronic. Se face electronic și la București, adevărat. O să-i fac o comunicare, o să-i fac o solicitare domnului Cozan să ne exprime un punct de vedere. Iar la următoarea ședință o să-l invităm. Domnul președinte, mulțumesc frumos pentru cuvânt. Eu vreau să spun dator cu... Am mai avut un punct acolo. Da. Cu iluminatul public. Cu iluminatul public. Cipio. Ce vi puteți spune? Am stat la... Deocamdată nu. Am stabilit la ședința trecută. Domnul vice are atribuții în sensul. În condiții din care, la licitații, la licitația de la drum, sau ce licitații mai avem noi, ori mai cărnea ceva pronunț, o să atribuim și pe secretă. Păcate, nu știu cât, ce sori de izbând avem anul ăsta, pentru că toate resursele sunt canalizate pe ei. Eu vă adic. Pentru comună să facă. Nu mai cred că e discuția asta cu... Chiar știu că domnul vice, dumneavoastră, vreți să discuți în sensul ăsta. Chiar puteți să încerca o discuție cu primăria Bacău, dacă vreți să mergem împreună, să vedem dacă ar fi dispus să ne ajute în continuare, cum promiseseră în perioada aceea.
S-a mai ridicat problema școlii din Crihan, o problemă pe care a fost sesizată și în trecut. Știu că am fost cu Neion, dacă nu mă înșel, cred că este și un referat făcut pe partea asta pentru igienizarea școlii aleia. O să mă uit și eu în altele chiar ar fi oportun să facem, igienizarea acelei școli pentru a crea o casă praznică acolo, pentru că spațiul ăla se întreține altfel. Dar cui spațiul ăla? Aveți voie să interveniți asupra spațiului? Dar nu intervenim, domnul Ratu, nu intervenim asupra spațiului. Sigur, îl văruiți, îl curățeți. Exact. Aveți voie? Dar e domeniul public al dreptului. Putem transfera bani să plătim acolo? La cui? Ea Ministerul Învățământului. Nu, dragul, ea noastră. Și care sunt care noastră. O casă, ce scuze, mi-ai dat cuvântul, o casă care... Dragul, dar uite un pic în inventar, că la aici, în partea mea, la demonstrație. O casă care nu e locuită se degradează. Știm foarte bine asta cu toții. Așa că o mână de vară, dacă dăm acolo și lăsăm... Bun, intervenții nu extraordinar de mari. Cu serviciul de gospodărie. Nu vreau cu altcineva. O să-mi termin și o idee, că începem să-mi și o idee. Mulțumesc. Să se dea o mână de bani la școală, nu cred că e atât de greu. Vreau să mai ridic o problemă ce a fost sesizat acum de curând, cu privire la taxele și impozitele locale. Știu că este o hotărâre prin care persoanele fizice sunt scutite de 10% din plata taxelor până pe 31 martie. Mă gândesc că ar fi oportun ca să încurajăm și mediul de afaceri din zonă să dăm și noi, să facem un proiect de hotărâre și chiar aș ruga pe doamna secretar să mă ajute în sensul ăsta, să facem un proiect de hotărâre și pentru persoanele juridice. Taxele și impozite s-au aprobat odată. Când va fi hotărârea cu taxe și impozite? Pentru la bugetul 2019. 2019, nu e nicio problemă. Mi se pare oportun. Ții minte ideea? Da. Mi se pare oportun să creăm niște beneficii și pentru oamenii de afaceri din zonă, să încurajăm mediul de afaceri să se dezvolte aici în zonă și să punem și noi bazele unei dezvoltări cum trebuie în comuna noastră. Cam atât vreau să zic. Păi, dar sunt de acord cu tine și cu dezvoltarea și cu atragerea mediului de afaceri. Foarte important. Este foarte important. Deci am înțeles un pic punctul de vedere a domnului Păzlan. Are problema dumneavoastră care o supără tare adevărat cu drumul și cu câine acolo. Dar eu cred că așa e. Trebuie să venim în sprijinul oamenilor de afaceri. Dacă cineva vrea să facă o secție de canapele acolo, e foarte important. Bănuiesc că majoritatea persoanelor va fi din Măgura. Cum are domnul Dragomir. Nu, eu n-am spus cum ești de acord. Da, într-adevăr. Trebuie să încurajați. Nu știu în ce măsură se poate la persoane juridice aplica o astfel de investire. Dacă este posibil, nu e problemă. Da, să țineți minte, cum spune doamna secretar, și la anul faceți propunerea și faceți și reducere. Da, vă mulțumesc. Vreau întâi, cred că majoritatea sunt adresate domnului primar. Câte întrebări sunt? Nu luăm pas cu pas. Dar întâi aș vrea să întreb dacă colegii noștri care au plecat, dacă s-au învoit sau cam care e statutul? Stadiu. Nu de alta, că eu am ascultat cu toți vorbind, am spus că e frumos să ne ascultăm unii pe alții. O să rog pe doamna secretar să consemneze procesul verbal. Dar suntem la diversi. Ce au plecat? Păi, dar la diversi atunci înseamnă că ce ai mai dispus trebuie să spun la începutul ședinței, nu? Luci. Eu am spus. Știu că a ascultat o discuție cu domnul Eduard Constantinescu, pe care îl cunoașteți, și v-a adus la cunoștință că suprapunerile din dealul Marei s-ar părea că ar fi rezolvate. Nu sunt rezolvate. Ați verificat, da? Bun, mulțumesc. Vreau să vă întreb, știți că am purtat noi o corespondență pentru niște stații de autobuz. Vreau să vă întreb ce hotărâre ați luat cu privința, în privința lor și unde doriți să le montați. Că noi am aprobat bugetul, dar nu știm unde vor fi montate și ce fel de stații de autobuz vor fi. Vor fi probabil și acele care sunt spuneți-mi unde le montați, vă rog. 10 stații, 10 modele de stații. Nu. Va fi una la DN11, la DN11, da? Aici la unde... La Leona magazin aici. Am verificat un pic, e foarte greu să o aplasăm.
pe stânga-dreapta drumul național pe DN11. Trebuie să aviți la drumul național, dă foarte greu, mai ales că e vorba de modul din stații, bandă de mare viteză și e mai complicat. E, mai așa. În paranteză, drumul DN11, gunoiile ce o să faceți? Că reunii mai depozitează. Așa, o să... Deci acolo una, la Vasiloiu Ionel una, mai jos de transformator una, da? În intersecția cu strada la Rufizeta și pe acolo. Așa, mai jos de transformator la, la Vasiloiu. Una vine montată la Ticu Dumitrașcu și una tocmai la capăt, o să prelungim traseul până la, până la ieșire din Crihan la domnul, la domnul Drugă. Deci ieșire da. Din localitate. Exact. Astea sunt amplasamentele pe care vă... Iar vis-a-vis de modulele pe care mă vom achiziționa, eu cred că... Le veți lăsa fi... cu colegii noștri la gospodările comunale, așa? Da, de montare vom monta cu oamenii noștri, nu, nu o să mai achiziționăm vom o firmă specială. Da, așa este. Mai vă rog, da? Da. Nu mai suntem stațiile astea care au fost, mulți s-au prins când este vara, tricot și acolo, așa. Eu zic că mai bine faceți oamenii noștri, dar așa și nu costă mai ieftin și să fie acoperișul din lea, adică te coci, pur și simplu, stai acolo, te execu, acolo te sococi. Foarte mult s-au spus, plus că în 2 ani de zile, ultra-violent, nu știu să te execu la care e. Scopul și rostul modului are de a proteja de vânt, de ploaie, de ploaie. Da. Noi am găsit o soluție care e la îndemână cu pași și mai ieftinuță, ca să vă spun așa. Cine a făcut stația aia care l-a căpătut? Domnul Cojan, e făcută de dumnealui, cred că în 2010. Puțin de mine, pe care am modernizat-o. Costă 10 la sumă, costă o stație. Într-adevăr, ele sunt mai ocazii, dar nu sunt practici. Vreau să fiți de acord ce vreau să fie cu poate la fel. Am făcut 10, acum facem 5 la fel. Nu știi... Nu dă vin, nu dă vin. Nu așa. Cum ar să nu? Nu, dar asta nu ar fi urât, nu? Ar fi o evoluare, o evoluție, nu? Da, eu nu cred că și cineva îi dă o notă. Acesta și un semenă. Domnul primar, doresc să vă întreb în ce stadiu se află ăsta, licitația pentru drumul, asfaltarea drumului dintre vii, plus celelalte. Până în 4 aprilie așteptăm să depună, avem, cred că, 2, spunea astăzi domnul Fasal, sunt deja 2 solicitări. Da, domnul Trebuie. Suntem în procedură. Puteți spune, suntem în procedură. Ce e din cadrul instituției noastre a pregătit acel proiect de sarcină? Avem o persoană, am externalizat. Este externalizat, să zicem, puteți numi cum cheamă? Domnul Fasal Teodor. Doamna secretar, sunt dat și eu copii, sunt notați acolo proiectul din sarcină la acest proiect. Deci este externalizat, nu? Da. Acolo cred că o să fie și cine l-a făcut. Domnul Berușu, nu ne putem permite la sumit mari, nici dacă am avea persoană desemnată în cadrul, compartimentului. Și a spus până pe cealaltă, până pe 4 aprilie, până pe 4 aprilie, da. Se depun ofertele sau? Da. Plecați pe... Deci pentru proiectare. Deci doar pentru proiectare, da? Da. Și proiectarea a solicitat-o pentru toate cele 4 drumuri sau doar da, pentru da, pentru întreg ansamblu. Deci proiectare pentru tot... Pentru întreg ansamblu, da. Aveți idei cam la ce valoare se ridică proiectarea? Presupun că vei trebui să facem scrie, nu scrie? Nu scrie, nu cred. Dar scrie în anunț. Dar scrie în anunț, un miliard pentru un miliard prin sunt ceva, nu? Am înțeles, eu de ce aia v-am înțeles. Eu vreau să-i dăbim. Pe site-ul primăriei nu apare nimic din cauza. E din demisul de... E bisea. E bisea. Am căutat seap și n-am găsit, dar căuta bine, nu-i ce obiectiv. Dar am căutat bine, de asta vă zic. Da, găsești bine. Haideți o precizare asta cu site-ul primăriei, să știți de ce site-ul primăriei. Nu poți să încarci și poți să încarci în seap. A, nu, doamne, trebuie. Pentru că sunt, știți foarte bine, volum foarte mare de informații. Deci, până pentru 4 aprilie, de primărie oferă. Deci avem o persoană, ați externalizat serviciul de... punctual pe cei care învechim în bani. Și spuneți că domnul Fasal este cel care l-a întocmit? Da, domnul Fasal lucrează la... La documentație. Da, e un specialist în domeniu. Nu e avocatul? Da, domnul Fasal.
se ocupe și de... Cu zona Metal Bag, n-are ce să vă mai întreb, v-am întrebat, notați-mă aici, dar v-am întrebat domnii care au fost în ședință. Vreau să vă întreb dacă ați luat în calcul, ca noi, ca primărie, ca și consiliul local, să avem un proiect cu ocazia centenarului. Da. Da? Cam cum credeți dumneavoastră că va suna acest proiect? Ce aveți de gând? Nu m-am gândit în mod deosebit la ce denumire o să-i dăm, o să-i dăm montul cu evenimentul. Bun, dar cam ce fel de eveniment va fi? Adică, nu știu, facem o steag de 200 de metri, nu știu, facem organizare de eveniment. Nu, organizare de eveniment. Facem o adunare de eveniment. Nu, dar să facem. Și facem recorduri asta. Nu vrea să facem din asta. Nu vrea să facem din asta, pentru că nu o să facem și niște eveniment. Nu sunt pe cei mai bogați. Deci, evenimente culturale? Culturale, bitem, cu școala, cu elevii, cu școala, e plan local aici. O mini cupa măguri. Deci, evenimente culturale. Da. Cu ocazia centenarului. Sigur. De Sfânta Mărie, în august. Și de Sfânta Mărie, în august, exact. Ați știți că pe un centenar, dumneavoastră, ca instituție și noi, ca și Consiliul Local, putem să aplicăm, un proiect până în 30.000 de euro să putem primi finanțare de chestia asta. Și Ministerul Culturii. Nici este posibilitate. Să știți că domnul primar, toți trebuie să întrebați pe domnul primar la Plăjești, dumneavoastră îi depune un proiect. Să depune și noi. Nu știu dacă chiar e necesar ca o comună, sincer, poate spun prostii, o comună, dar mă bucura să aplice pentru un proiect 30.000 de euro să facă... Asta sunt și mai mici proiecte, nu neapărat. Nu știu, nu neapărat pentru perioada asta și facă. Ne putem descurca pe plan local cu ce avem, da, putem... Vreau să vă întreb, am dat colegul Valiniță, de gaz, Crihan și de alumare. Dar nu m-am dat intervenit în discuție, mi-am așteptat cu nițel rândul. Bravo. Vreau să vă întreb, știți că există o speță la o comună din Vrancea ce a stat 8 luni la Ministerul Economiei și i s-a spus că nu, deocamdată nu le pot da extinderea sau în ghilimele extinderea licenței, că cam alta ce ar fi de mult, nu neapărat extinderea licenței și deocamdată proiectul este stagnat. A spus că la noi aveți semnare că va trece de ANR. Păi nu deschide neapărat pentru noi în luna mai, se deschide pentru toată lumea. Exact ce spuneți dumneavoastră, e și comuna respectivă. Așteaptă să deschide. Nu am întâlnit Ministrul Economiei, dacă știam, îl trăgeam de zi. Ai văzut, ai pierdut. Ai trecut de ANR proiectul? Nu. Deci nu e trecut de ANR. Nu. Am înțeles. În ultimii minute... Iau ceva clarificări. În momentul în care avem clarificări, gata, pentru emisiune. Dar de clarificări de domnul Cotofană? Domnul Cotofană, da. Am înțeles. Domnul Cotofană. Ce vreau să știu, da. Bun, nu că știți de ce vă spune domnul primar, că dumneavoastră ne-a spus pe noi să aprobăm 130.000 de lei. Așa. 100 inițial sau mai adăugat 30.000 de lei pentru extindere din rețea de gaz în dealul mare. Așa. Și în Crihan, în ghilimele. Da, eu cred că propunerea mea a fost altă, dar dacă spuneți pe asta. Nu? Așa. În dealul mare, 100.000 de lei, și apoi atunci noi 30.000 și pentru Crihan să fie acolo. Trecut. Deci atunci știați că este puțin probabil ca anul ăsta să se facă rețea de gaz în dealul mare. Știați lucrul ăsta, dar ați vrut să o faceți electoral ca să punctați că faceți ceva și în dealul mare. Să o faci mult mai electoral și ați propus dintr-un miliard și Criharul și Slohodolul și dealul mare, adică toată comuna. Dintr-un miliard. Știați că nu se poate îndeplini acest proiect anul ăsta. Așa, domnul trebuie gaz. Și gazul nu face, că vă dați de cineva. Ceapa e la poartă. Vă dați din cineva să înceapă. Dar spuneți, domnul, duceți mai departe. Spuneți dacă... Păi nu, dar n-are rost. Dar să duceți să duceți de acolo la toată. Dar nu putem răbine de domnul primar. Nu ne-am poate să ne-am spus eu în eroare. Și ne-am spus să-l sapă niște bani. Eu v-am făcut o propunere. Vă propun. Pe care dumneavoastră ați făcut-o... Vă propun. Luați acel 1.300.000 și să puneți la de proiect. Cum o să se spale? La iluminatul public, care e deficitar. Eu știu că dumneavoastră aveți un problem acum, dar uite că n-am și mă gândesc la asta. Nu e problemă. Ocuparea funcției de consilier a spus la un site acum două zile. Spune și nouă despre ce funcție de consilier este vorba. Nu e problemă. Nu e problemă. Nu e problemă. Cu siguranță. Aveți acolo toate datele, le-ați citit dacă ai citit acolo. Le-ați citit dacă ai citit cineva din primărie, mai angajați un om. Mai angajați un om. Sigur. La registru agricol sau la urbanism?
Registrul agricol urbanism a să aibă mai multe atribuții. O să aibă mai multe atribuții, o să-i dăm pe dispoziție și alte sarcini. Avem oameni foarte puțini. Eu nu e un lucru foarte bun, pentru că chiar sunt foarte multe probleme de rezolvat. Dar e important, am vrut să știu pe ce compartiment trebuie să angajați. Nu știu, ori la registrul agricol, ori la urbanism. Da, puteți să mai mărim birourile și stau oamenii prea îngrăvădiți. Și vreau, ați spus dumneavoastră, când vreți să încurajați societățile locale. Ideea lui Bogdan este excelentă, chiar o susțin. Dar cum rămâne că acum 4 luni de zile, la ora 9-10 seara, au fost poliția din Bacău și au făcut controle la magazine de pe raza comunei și o mare parte din magazine n-aveau autorizația de funcționare. I-au iertat, noi le-au dat 500 de amendă. Acum 2 săptămâni, pentru că compartimentul din primărie nu le-a dat autorizația, deci ei au depus documentația. Acum 2 săptămâni, poliția a trecut din nou și dacă nu mă înșel, terenul chiar m-a amendat cu 500 de lei, iarăși nu avea autorizația. Puteți să-mi identificați care e problema, dacă e problema la compartiment, sau oamenii sunt vinovați când au venit să-și ridice autorizația? De când nu vin la vreme să-și depună documentația, are pretenția că vine și face o cerere, deși vin la îndeamnă. Vine, face o cerere, lasă acolo și aștepte autorizația. N-au depus documentația. Autorizația trebuie să mai aibă documente, trebuie să mai faci. De regulă așa se întâmplă. Dar ne informăm și vedem dacă sunt deficiențe vis-a-vis de aspectul ăsta. N-am primit până acum reclamații de la niciun comerciant în sensul ăsta. Care să vină să reproșezi, domnule, nu mi-am luat autorizația, că nu un anumit funcționar își face treaba. Pe mine, acum 2 săptămâni m-a sunat el, că i-a venit poliția încă o dată, i-a venit acum 4 luni. Care le-a pasă gol? Da. Așa și pe eu intervent pe aia. Asta e altă discuție. Dacă domnul a acum 4 luni de zile, n-a avut autorizație. Ce așteptam? Iar dacă a fost 2 săptămâni, a venit ea. El a susținut că și-a depus documentele. Eu vă întreb dumneavoastră. Dacă nu ai documentele, e problema lui. O să verific eu. Deci, asta e un apropie de poliție. Dacă îmi poți până să vii în afo, o să vină mai mult. Deci, acum 4 luni de zile eram eu în magazin la Octavia și la Tibu când a venit poliția. Și nu avea o autorizație și doamna Octavia a zis că ea are documentația depusă la primărie. Da, știți ce pot să vă spun? Că în timpul controlului puțin, toate societățile au primit aveți acasă care nu aveau autorizație, nu aveau taxa de publicitate. Aia o știm. Da, da. Nu toți au prezentat. Treaba lor. Problema lor. Înțelegeți? Nu știu. Dar știu, când îi vrei să luați, da, mă rog, până la urmă o să facem o verificare a mănunțeții, să vedem ce nu are. Să-i mai zori un pic. Ai dat cu aia? Hai, domnul Acibai. Am terminat. Mai sunt discuții la dureța. Ultima discuție, domnul Calabria, să-i fie în ședință, vă rog. Și să înțeleg că data viitoare la ședință ordinară sau extraordinară, veți invita pe domnul Bojan. Și vreau să vă spun legat de drumul și cu... Nemții au făcut, au străzi făcute din primul război mondial, nu erau asfaltate și sunt și acum practicate, pentru că au știut cum să le fac. Degeaba pui palaț dacă nu vei compactor să-l faci, nu știu care. Degeaba îl compactezi dacă n-ai rigole, adică pentru că apă îl distruge. Că dacă ai înclinați și ușii, îți duce apă acolo și mai putem să punem palaț. Bine, apă spală nisipul, dar uite. Adică... Bine, ce spuneți. Da. Dar noi, la noi de obicei, suntem bine, știți cum se fac puzuri, o grămadă s-au făcut în metal bac, fiecare și-au prejmuit cât o cumpărat, la un moment dat nu mai avea nici drumuri. Cu greu am reușit să-i mai, cumva, cumva, să-i mai duce mai departe proprietate. Oamenii care i-au găsit curtea de conturi, mai care aici în speță, la sărace ăștia, la cine? De la dispensarii care n-au plătit și trebuie să plătesc o sumă enormă de bani, pentru că...